Știu că de azi înainte voi începe drumul de întoarcere al vieții mele și că va fi atât de lung încât mă gândesc dacă nu o să-l scurtez singur. N-am nici 30 de ani. Asta ține doar de puterea amintirilor mele. Ei, Călin Surupăceanu, asta e tot ce poți să-mi spui? După ce ai stat 10 ani, ori poate mai mult, plecat în orașul acela pe care tu singur îl numești orașul fără amintiri? Nu, eu i-am zis așa. Tot să-i zic așa fără să-și dea seama ce le iese din gură. Dar tu ce mai faci? Eu am spus, doamna Sorana, eu o iau de la capăt. Drumul de întoarcere al vieții mele. Mă bucur că ai venit la mine. Tot de aici ai plecat și acolo pe șantierul acela din Moldova. Da. Tot de la mine ai să pleci și acum. Unde tot duce pașii. Ți-aduce aminte, Căline, era o zi frumoasă cu soare, ca asta. Și ți-am auzit glasul. Ședeam aici cu inginerul Dan. Tu erai pe tur la cei acolo. Dar atunci n-a mai vopsit-o nimeni. E neagră. Era roșie. Scânteia în soare, ca la un apus. Și cântai. Asta știu. Cântai. Dar ce cântai tu acolo, Căline, acolo sus pe acoperiș? Mai vin o seara pe la noi, Ionele drag. Mai vin o seara pe la noi, eu. Da, mă îndemnase tata să mă fac vopsitor. Și m-a trimis cu un meșter. Așa am ajuns și pe aici, pe armenească. Stai, mă, că nu pot să mă uit la tine. Dar de ce, meștere, ți-i frică? Doamne, mi-e frică, știu că n-ai să cazi. Ia prinsă, nu acum. Știu că n-ai să cazi, da. Când vezi cum te apropii, așa de mari și de-aia, parcă... Ți-i frică. Mai și râzi, ai. Eu zic, meștere, că omul e rudă cu păsările. Acum i-ar fi frică să meargă cu țărpile până acoperit și înclinat. Să-i vine să nu mai plece de loc de acolo. Ascultă-mă, Căline, iuritule. Dacă îi dai înainte așa, o faci pe fata aia, uite aia, care se uită la tine de 3 zile, să cadă jos de pe fereastră. Care fată, meștere? Uite aia, aia de la blocul ăla de peste drum. Aia de la mansardă, mă, vezi. Nu văd decât o copană care se întâmplă la mine. Da, unde te ușa de pe terasă. Ești un domn. Uite-l, vezi? De 3 zile stă acolo și mai arde și de cântat. Eu cred că ăsta e felul lui de a-i face curte fetii de la mansardă. Dar asta e Viorica noastră. Da? Stă la fereastră și se uită la el de când am venit eu. Se pare că ai dreptate. Asta să fie maniera lor naturală de a vorbi de la inimă la inimă. Păi da? Am ridicat fruntea și ca într-o mare tăcere am văzut parcă pentru prima oară orașul așternut la picioarele mele. Din spatele meu lumina soarele și am zărit deodată marea de acoperișuri întinzându-se până la marginea cerului. Era o liniște scăldată într-o lumină care-i fi zis că e de totdeauna și niciodată nu va mai părăsi pământul. Meștere, un pompier prost arta alarma și ar lua-o la goană să stingă acoperișul ăla. Dar nu asta îi arătasem eu. Ce era? Nici astăzi nu pot să spun. Fiindcă, după cum nu era de văzut, nu este nici de gândit. Era o lumină undeva în spatele unui zid. Și când mi-au căzut ochii pe ea, am simțit cum intră în mine, odată cu gândul, că eu sunt lumina aceea. Și că trebuie să mă duc să o iau. Păstea nebunule! Că nu cade eu tocmai acum, meștere! Auzi, ia să vezi cum o iau eu pe fata aia.
Bună ziua, domnișoară Viorica! Ce mai faci? Gata, gata, să-ți rup oasele și e niciun răspuns. Scuzați-mă că vă întreb ce mai faceți. Mi-a adus și mie vântul numele dumneavoastră. Mai politicos ar fi să te recomanzi înainte de a vorbi. Chiar dacă ai auzit de la alții cum mă cheamă. Bravo, Viorico, bravo, draga mea, bravo. Dacă aș mai aproape te-a sărutat, foarte frumos ai răspuns, așa este. Politețea inimii cere să nu vorbești niciodată cu golanii. Sub niciun motiv. Chiar dacă cei din jur te-ar tenta, să nu te lași tentat. Da, da. Ai nimerit în bară, precum se vede. Și te făcu cum te făcu. Tocmai pe tine că ai boală pe golani. Eu să dau în bară, meștere. Ia stai să vezi cum mai e. Domnișoară! Eu nu recunosc altă vină decât că m-am grăbit să pronunț numele dumneavoastră înainte să-mi pronunț pe al meu. Ia-o-s. Ce înseamnă să citești cărți, te miri singur, cum te ajută să nu numai să vorbești, dar să și gândești. Așa e, și nu numai mortul de sub scară sau pata de sânge, câte altele... Ai auzit, Dane, ce a răspuns? Da. Și să nu crezi că e o simplă galanterie. El nici nu știe ce spune, dar e perfect la sentimentul ei. Da, da. Așa că, domnișoară, îmi dai voi acum să mă recomand, da? Călim Surupăceanu mă cheamă. Să nu mă luați în nume de rău că nu vă fac o plecăciune mai adâncă. Dată fiind situația, vedeți în ce situație mă aflu, nu? Ca să nu mă pomenesc prea jos la picioarele dumneavoastră. Să nu mai scor niciodată de acolo, să ne-a trebuit. Mă, dar știi că are haz individul și are umor. Perfect, dragă Viorico. Îți spun să te ferești. E un corupător. Dar un corupător cu inimă. Da, da. După ce o să se dea jos de acolo unde îi place să stea cocoțat, poate să treacă pe la mine. M-auzi, tinere? M-auzi? Da. Să îngopsești marginea terasei. Că tot ruginite de când o știu. Da. Știi că îmi place băiatul ăsta. Pare a fi dezghețat. Mă duc, nu? Parcă pot să te opresc eu. Am terminat vopseaua. Mulțumesc. Da, o să plec mâine să fac și restul terasei. Aș vrea să mă scurc pe mine, cum aș face? Uite, nu te supăra că nu să-ți dau voie în baie. Nu mă supăr. Dar uite, stoniu aici. A. Uite aici, lângă gura de scurgere. Bine, mulțumesc. Te rog să nu-ți faci jocul, Viorica. Orice s-ar întâmpla între voi. Să știi că am încredere în dumneata. Da. Am încredere de când te-am auzit cântând acolo sus pe acoperiș, mi-am zis... Uite, un băiat care nu poate să înșele pe nimeni. Mie mi-ajunge dacă ești conștient de cele ce-ți spun și îmi promiți. Promite-mi. Vă promit, doamnă, vă promit. Să știi că m-am uitat în ochii dumitale când ai pronunțat cuvintele astea. Ești un băiat jucăuș, nu-ți dai seama ce mare lucru e să ai încredere în cineva. Și acest cineva să fie conștient de acest lucru și să lupte permanent să nu cadă mai prejos de încrederea celuilalt. Doamna Sorana, pe cuvântul meu că-mi dau seama de ce îmi spuneți, dar nici măcar nu trece prin cap să înșel pe cineva. Știi că te cred, te cred, dragul meu, dar putem înșela un om fără să ne gândim. Asta așa e, da. Să știi că n-ai niciun merit dacă ești un băiat integru fără să știi că poți deveni oricând victima unei uneltiri. Da. La mine vin zilnic victime neputincioase ale violenței și golăniei și eu le spun, fiindcă ați fost învățați să fiți bine crescuți și manierați, dar nu v-ați însușit voi înșivă această bună creștere, ci numai o poșghiță pe deasupra. Iar dedesubt sunteți dezarmați în fața neandertalianului. Dar nu de asta te țin eu de vorbă acum. Viorica e majoră și la urma urmei unui om e câteodată necesară o imensă experiență dureroasă ca să înțeleagă cât de cât ce rost are viața lui. Călim Surupăceanu. Da, știu. Cel de pe acoperiș. Știu. Doamna Sorana mi-a spus că dacă faceți cel mai mic gest, că nu vreți să stați de vorbă cu mine, să-mi cer scuze și să plec.
Adică să nu-mi închipui că e cazul să insist că gestul dumneavoastră ar fi numai așa de formă. Să știți că are dreptate. Eu țin foarte mult la ea. Și ea mă cunoaște, dar intrați. Ia uite ce bine se vede de aici Bucureștiul. Da. E aproape de acoperișul unde am lucrat. Individul acela de la doamna Sorana... E Dan. E un prieten, dar de ce întrebați? Păi fiindcă ea a sărit atunci cu glasul ei și a strigat: Dănuț, lasă băiatul în pace, lasă-l așa nestricat, că sunteți voi destui care credeți că le știți pe toate. Și Dănuț ăsta e un vlășgan mai solid ca mine. Și ea îl mângâie așa cu ochii. E fisu? Nu, nu, doamna Sorana are mulți prieteni care țin foarte mult la ea și o vizitează. Știți, au dat-o afară de la teatru, era actriță, dar are pensie, are pensie bună. Da. A, v-ați să zic că nu-i bărbat. Nu, nu a fost niciodată maritată. Cine vine la ea sunt doar prieteni. El e inginer, dar vin și actori, regizor, ce mai vine lumea multă. Dan ăsta care zici că e inginer, vrea să schimbe seria. Cine e? Și că la ora de față, nu acolo pe acoperiș trebuie să stau eu să dau cu bidineaua. Auzi, bidineaua. Mă confundă cu spoitorii. Dar ce deosebire între ora de față și cea de ieri, de mâine? Păi este, e o deosebire. Da, poate să fie și deosebire, nu zic. Dar eu țin atât de mult la meseria mea că mi se pare cu adevărat un lucru foarte hazliu așa, să vină unul să spună că nu fac eu mare brânză umblând pe acoperișul cu oala cu vopsea după mine. Și că mai bine aș face dacă m-aș duce cu el să mă învețe el alta. Să știi că el e învățat. O fi. Zice... Asemenea calități îmi trebuie mie. Să te urci la 100 de metri înălțime fără să tremuri, să lucrezi la voltaj, la înaltă tensiune. Îmi trebuie mie voltaj și calificare înaltă când eu câștig singur și nu-mi pasă de nimeni? Eu cred că el știe mai bine. Dar să zic că atunci te-ai dus la Viorica. Ce te-a mânat acolo? Știu eu. Îmi spun că fericirea trece fără să o știm. Și nu aflăm de ea decât după ce am pierdut-o. Dar cum se face că tânjim după ea, dacă n-am ști când suntem fericiți, că suntem? Tu în ăștia 10 ani ai devenit filozof. Povestește, te ascult. Pe alții am auzit spunând că din viața noastră numai suferința persistă, bucuriile se duc. Eu cred că suferim nu pentru că fericirea s-a dus, ci dimpotrivă, că e în noi. A întors în negativ, așa ca la clișeele fotografice. Și ne uităm la ea și ne chinuim să-i mai vedem adevăratul chip. A mea a venit punând mâna pe mine cu o mare putere. A, domnișoară, ce ochi frumos mi-a dat să văd. Nu sunt domnișoară și stai frumos pe scaun, te rog. Da. E bine să o știi. Ce e? Nu-ți place că nu sunt ceea ce credeam? N-ai vrea să-mi spui că noi ești ce-mi văd ochii. Și nici nu interesează ce credem și ce arătăm că suntem. A? Ce zici? Te-ai supărat? Te-ai supărat de ce am zis? Nu. Dar vreau să știi că nu sunt domnișoară și nu-mi place să-mi spui așa. Eu lucrez la APACA și am fost măritată și am și un copil pe care mi l-a luat bărbatul meu prin proces. Cu avocați, că dacă ai bani și avocați poți să... Cât am suferit eu din pricina asta. Dar nu-mi place să fiu luată ceea ce nu sunt. De ce să încurc eu omul spunându-i ce nu e? Sau să creadă cine știe ce. Adică azi când te-am văzut, am făcut un pas greșit. Cum? Și era să zbor cât colo, ca meșterul Romanole. Să fii atent. Acum că am terminat lucrarea, n-o să te mai deranjez. Mai vin numai mâine. Așa o jumătate de ceas să termin ce am început. Adică mă gândesc, ea nu mai vin nici mâine. De ce să nu vii? Vino. De mic, că din tremurul acela repede la parcă foc. Am scos un șuierat și odată a început să plângă. Am scos și eu atunci un hoho, dar nu de plâns. Îl țineam în brațe și odaia se umplea de râsul meu, care era gros și aspru, ca un nechezat. De atunci nu mi s-a întâmplat cu nimeni. Numai cu ea am avut eu râsul acela. N-am înțeles niciodată. Dacă ai fost fericit, de ce n-ai rămas cu el? De ce? Poate că aici a avut dreptate tovarășul inginer Dan. Venise alte zi, alte ore. Chestia asta cu orele mi-a strâns inima fără să mi-o slăbească. Nu de față cu dumneavoastră m-a convins tovarășul inginer că
alta e soarta mea. Venisem la dumneavoastră îmbrăcat în hainele mele de sus, așa spunea mama la haine. De purtare și de sus. Pe semne rămăsese de la țară denumirea asta, pe care o foloseam și noi. Mi-amintesc. Dumnealor sunt colegii din teatru unde am jucat până la pensionarea mea voluntară. Dumneavoastră, la ce teatru sunteți angajat? De la început, privirea am fusese atrasă de cea care mă întrebase, fiindcă era atât de elegantă, încât am vrut să păstrez numai pentru mine secretul surprizei care mă izbi. Ce era să-i răspund? Cu toții jucăm într-o piesă care este acestui secol. O farsă care se transformă repede într-o tragedie. E, tocmai asta e că eu m-aș lăsa de teatru. Aș pleca din București, m-aș duce să pun mâna pe un pistol cu aer comprimat să găurez muniții. Iată răspunsul potrivit. Asta e ușor pentru un bărbat, dar sper că nu se părăsești definitiv teatru. Ma, nu, dacă nu pot să joc în piesele care îmi plac mie, și dumneavoastră ce vă uitați așa la mine? Păi, mă gândeam, ce ești tu de fapt? Ce sunt eu? Nu ești nimic. În timp ce tinerii de seama ta au pus mâna pe pistoalele de aer comprimat și găuresc munții, Dane, tu... Dane, dragul meu, când ai să înțelegi că omul e însetat de o viață de plin? Ce viață de plin o mai fi și asta să văpsești o bucată de tablă? Acum e ceasul tău mare, tinere. Pregătește ora de mâine. Nu vă supărați, nu vă supărați dacă vă întreb. Ce deosebire este între ora de față și aia de mâine? Ce deosebire? Dacă scap ceasul tău mare, nu numai că o să rămâi un om care nu știe nimic, dar o să se uite toți cei de seama ta la tine ca la cel mai prost dintre ei. Și partea interesantă o să fie că nu o să ai ce să răspunzi. De ce să răspund? Nu lor, ție. Nu o să ai ce să-ți răspunzi, că ți s-a evit ocazia și ai scăpat-o. Ai fugit pe acoperiș. N-am fugit, eu acolo sunt. Da? Nu înțeleg nimic. Filozofia inginerului Dan Mihăilescu. Da. Dragul meu, eu te stimez pe tine pentru cinste. Lasă, teoria asta o știu eu. Mi-ai mai spus-o de N ori. Am sau n-am dreptate cu el? Asta e problema. Aruncă-ți, băiete, bidineaua. Ia-ți ziua bună de la tată și mamă, de la frați și surori și vino cu mine. Vai, ce frumos, ce frumos. Suntem în anul 1950. Mai târziu, peste 10, peste 15 ani, o să-ți pară rău că nu m-ai ascultat. N-a avut dreptate, da? Curios de repede mă însușisem ideile inginerului Dan Mihăilescu, cu toate că atunci eram departe de a fi luat o hotărâre. Ce hotărâre? Dacă să-l urmez sau nu. Ba, eu cred că luase-și hotărârea. Nu trebuia prea multă inteligență. Ori aici nici Dan, nici eu nu ne prea înșelase. Era înzestrat cu o inteligență care ne-a surprins. De aceea ne ocupam de dumneata. De aceea am dat dreptate lui Dan și am încurajat propunerea pe care ți-a făcut-o să pleci acolo în Moldova, lângă Piatra Neamț, și să lucrezi la construcțiile de acolo. Îți dădusem adresa să-l cauți, fiind convinsă că ai să-l urmezi. El tocmai fusese numit să organizeze șantierul de acolo. Eram sigură că te hotărâsești. Poate. Poate de aceea ai și spusese în tinerii acelea actriței că nu pot să joc decât în piesele care îmi plac mie. Nu eram deloc hotărât dacă să plec sau nu cu inginerul Dan Mihăilescu. M-am grăbit deloc să mă duc să-i fac o vizită, dar îmi dădeam seama că, într-adevăr, mă aflam la o răspântie. Simțeam că lumea se schimbă. Nu eram sigur că în viitor vor mai fi case cu acoperișuri, care să aibă nevoie din timp în timp să fie vopsite. Eram sigură de atunci că tu ai înțeles asta. Mă așteptam să pleci, dar nu credeam că ai să o lași așa pe Viorica. L-a spus? Ai plecat cu actrița aceea tânără să o conduci. Da. Am coborât scările. Erau proaspăt spălate. Mai jos era o fată care le spăla. Eu coboram cu actrița aceea. Nu țineam să nu cadă. Fata s-a oprit din spălat. S-a ridicat pe jumătate ca să ne facă loc să trecem. Și în aceeași clipă și-a ridicat privirea în sus. Era Viorica. Pașii mei au șuvăit, dar nu m-am oprit. Am trecut pe lângă ea. Am dus-o pe domnișoara aceea acasă și de atunci de pe scări.
N-am mai văzut-o pe Viorica. Și nu te-ai mai întrebat niciodată de ea? Dan nu ți-a spus nimic? Nimic. Niciodată. Mai e aici? Ce cu ea? Sigur că e aici. Trebuie să o vezi. Vei avea o mare surpriză. Surpriză? Toate lucrurile la timpul lor. Deocamdată nu mi-ai povestit ce ai făcut acolo, departe, vreme de 10 ani. Asta mă interesează în mod deosebit. Hei, surupăcene, ce-i cu dumneata? Ori îți pare rău că ai plecat cu mine la un capăt de țară? Visezi, ai? N-ai visat destul azi noapte? Azi noapte nu prea am avut vreme să visez. Fiindcă am discutat, mai bine zis, m-am certat cu tata. Ei. Cu familia. Nu înțelegi, tată? Ne. Ne ducem la poalele unui munte, cu pistoale de alea de aer comprimat în mână și nu ne oprim până nu-l găurim pe partea cealaltă. Ăsta-i nebun. E, de ce nebun? Parcă dacă mai învață o meserie, o s-o uite pe aia înaltă. Să vrea să o uite și n-ar fi în stare. Așa o greutate cât i-a fost până a învățat să dea bidineaua peste o tablă. Așa, mama, așa, ia-mă în balon. Ia-mă în balon, să nu zic și eu. Ce greu i-a fost, bă, tata, să o învețe pe-a lui. De ciurelar. Ce spui, bă? Bă, eu am fost negustor, mă. Am avut consum alimentar lângă obor. Numai că am dat faliment, bă. Faliment, bă. Asta nu-i glumă. Nu dă faliment unul care vinde șireturi într-un gang lângă Piața Mare. Mă, mă, stai cât învăț-o cum e cu meseria mea, mă. Asta învăț-o. Acum dai în el când pleacă. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Lasă, lasă. Hai, mai dă, tată, mai dă. Te-am spus că până fac armata, poți să te porți cu mine ca și când aș avea 7 ani. Nu să-ți iau din mână cureaua aia dracului. Să te pun să alergi după ea pe afară. Ce, mă? Pe brânci. Mami! La ce te gândești? Nu, nimic. Îmi pare bine că mă duc unde mă duc și că... Nimic, asta e tot ce să mai fie. Mai puțin de un an vei fi un om cu calificare serioasă. Hai să vezi. Îți pun patentul mână și apoi la școală. Nu trebuie să faci școală, mă. Tu te gândești la asta? La viitor, hă? No. Te gândești? Nu, nu știu nici eu. Unii oameni loviți de soartă se întorc, după cum am știut și eu în puținele cărți bune care mi-au căzut în mână, se întorc în anii copilăriei, când au fost și fericiți. Eu să nu păstrez decât puține amintiri. Cum ar fi aceasta, că învățătorii la îndemnul tatei mă băteau la palmă cât țin capul în jos. Nu știu ce. I se părea tate că dacă și-l ține pe-a lui sus e ceva. În realitate, pentru ce făcea el, nu trebuia prea mult cap. Ciurele. Pe care la urmă le vindea tot el. Pleca dimineața cu răcăliile în spinare, se ducea la un marecare unde le bătea sitele, se întorcea pe urmă fără ele. Tocmai de aceea tu trebuie să faci altceva. Să nu mai umbli ca taică tău, să strigi ciurele, ciurele, bă, luați ciurele. Avea pentru mine nu numai acea căldură pe care o avusese meșterul, ci și ceva în plus, care te făcea să bați din picioare, pe loc, de nerăbdare. Să te duci acolo unde e el, așa cum bați din picioare acasă când trebuie să te duci la un bal. Așa e, da. Ți-am mai spus. Un om de excepție. Și ce-ați făcut? Care a fost prima impresie acolo? Surupăcene, ia uite ce frumos e pe aici. Asta e un sat cu țărani care mai poartă plete ca pe vremea lui Ștefan cel Mare. Ia, 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 uite de la care trece cu mânzatul de funie. Da. Da.
Ia, la voi. Da, da, nu mai scăpați voi de mine. Mă angajați? Numai dacă stai, pletele. Fetele lor tot așa sunt? Bă, văd că ți-e gândul tot la fete, bă. Bun venit. Bine te-am găsit. Bun venit. Angajează, te rog, pe Surupăceanu și dă-i primire o echipă. Mă duc la sfat să văd cum stăm cu mâna calificată. Chiciocanele. Ce, mă? Găurirea munților. Prr, prr. N-au nimic. Bineînțeles că am bănuit de la început că ideea cu pistolul de aer comprimat care să pârie în burta muntelui era doar o vorbă cu tâlc și nu ceva care să mă întâmpine acolo, asurzindu-mi urechile. Primele zile s-au topit într-o așteptare veselă, deși în realitate nu eram chiar vesel. Sau mai bine zis, nu eram eu. Dacă mă uitam în sus, norii pe cer mi se păreau o uriașă lume în lumina care petrecea. Oriunde aș fi întors capul, dădeam de garduri cu dinți de lemn tăiați, anume la vârf, ca să rânjească la mine. A fost greu începutul. Da, ca orice început. Ce făceai? Mi s-auzea gura peste tot. Nu mă mulțumeam să văd că oamenii se mișcă. Vreau să se miște mai repede, fiindcă îmi dădeam seama că abia după terminarea barăcilor avea să se vadă care erau planurile inginerului. Mănâncă mai bine când vii pe șantier. Nu mără banii la cerap să-ți cumperi motocicletă. Dar putem fira la dracului de motocicletă? Ce credeți că de asta? Hai că n-am făcut nunt împreună. Nu o să fie așa de greu să ne despărțim. Așa, așa, domn șef. Nu-i scăpit loc că ei știa că sunt în stare să ne aplice primăvara. Domn șef, pira să-ți orașul ăsta o să aibă căldură prin țet, trebuie să-ți faci baie în pielea goală și pe gerul bubotez. Așa o fi, că văd că știi mai bine ca mine. Eu nu știam că pe ei se face baie îmbrăcat. Am terminat barăcile de la sfârșitul lui septembrie. Scrâșnea piatra sedimentată, ieșeau scântei de sub tăișul tânăcopului. Curgea sudoarea pe tâmplele oamenilor. Și într-o dimineață am auzit într-adevăr pârâitul unui pistol cu aer comprimat. M-am grăbit până acolo să văd. Curând au mai sosit vreo 2-3. Nu numai eu veneam să mă uit. Poate avea toată lumea impresia că dacă ceea ce urma să se ridice peste aceste locuri era ceva neobișnuit, care avea să le schimbe din temelii viața, temelia asta numai așa putea fi săpată. Domnul inginer! Domnul inginer! Acum îmi dați și mie ordinarea! Ce, mă? Îmi dați și mie! Auzi? Tu știi ce o să fie aici? Ce? Ia, vină cu așa, vină cu așa! Urcă-mi cază! Așa! Știi ce te așteaptă pe tine în viitor în legătură cu ce ai văzut că începe aici? Păi la București îmi zicea că... Păi nu pentru munca asta te-am adus cu mine. Nu ca să vii să te joci. Ia, oprește puțin, Gore. Ia uite, chiar pe locul ăsta o să fie o uzină electrică. Trebuie să o construim de urgență. Bă, șef de brigadă găsesc cât vreau eu. Dar electrician pentru ziua când uzina o să înceapă, nu prea am. Așa că peste câteva zile pleci la școala de calificare. Și să-mi scrii de acolo cum îți merge capul, ai înțeles? Am înțeles. Auzi, bagă de seamă. Orice altceva ți se va cere să faci, să nu discuți cât timp n-ai carnetul de electrician în buzunar. E limpede, mă? S-a părut că nu era prea limpede, da? Nu l-am mai întrebat nimic. Nici nu i-am scris în 6 luni la cât am stat la școală. Țineam la el, așa cum un fel de nepăsare care e mai puternică decât dragostea. Da, da, ăsta e Dan. Te face să ții la el fără să vrei. Când m-am prezentat din nou la șantier, la sfârșitul lui martie, nu mai erau sute, ci mii de oameni pe un tindere de kilometri.
Escavatoarele scormoneau neîncetat în adâncuri. Camioanele încărcau și descărcau pământ, ciment, sârme, țevi și tot soiul de unelte. Pârâitul pistolelor cu aer comprimat venea acum din toate părțile și pe toate tonurile, asemenea mitralierilor pe front. Dacă vroiai, totul putea să ți se pară un nemai văzut dezastru. Cum poți să spui de un răsărit de soare că seamănă cu un apus? Uzina electrică era aproape gata, dar nu m-au primit acolo. Ce vrei? Trustul are cadrele lui. Tu ești cadrul meu. Vorba e... Acum ești domn serios? Serios, serios. Acum ascultă. Punctul 2. Te înscrii la liceu, la seral, ca să ajungi inginer sau maestru, ce dorești. Dar în niciun caz nu te oprești aici. Punctul 3. Nu cumva să te tragă ața cine știe încotro și să mă lași. O să te așez în noul oraș, nu altundeva. Ai înțeles? Punctul 1. Ăsta e în curs de aplicare. Știi unde merge gazul ăsta? Direct la Piatra Neamț. De aceea ți-a spus să te îmbraci frumos. Sărbătorim calificarea ta. Și fiecare nou examen trecut cu brio îl vom sărbători la fel. Ai înțeles? Ce să le faci? Sunt mulți. E mai bună tactica mea. Câinii latră, ursul merge. E, ursul e șantierul. Atât timp cât merge, n-are importanță ce zice unul, ce zice altul. Vă rog, surupă cele. Ce faci, mă? Mă las cu paharul în mână? Nu, uitați-mă. Vă rog. Unde ți-e capul? Tot la fete. Ce fete, drenagii? Mă gândeam, uitați-mă, poate că n-aveți dreptate. Care pescuiește în apă tulbure, dă-i peste bot. Eu așa aș face. De ce vi-e teamă? V-am auzit azi cu urechile mele la ședință, când vă făceați autocritica. Că știați bine că nu-i adevărat, nu? Un filozof pe nume Voltaire, cred că ai auzit tu de el. Da. Spunea odată că fiecare se sape grădina lui. Da, da, vezi că în zilele noastre, ce să-i faci? Grădina a încetat să fie un loc sigur împotriva vicleniilor istoriei. Eu nu prea știu eu cum e cu viclenirea istoriei, dar pot să vă spun așa. Când făceam calificarea, m-au chemat la o ședință cu studenții. Vreau să scoată pe câțiva din facultate, pe motiv că ar fi huligan. Așa. Nu se cita niciun fapt care să dovedească acuzația. Și în cuvântul meu, știți ce le-am cerut? Eram scos din sărite, le-am cerut să dovedească concret despre ce-i vorba. De ce nu deschideau gura să vorbească, să spună fățiși care erau faptele? Nimic. Știți ce s-a întâmplat după aia? N-ai mai fost secretar. Unde știți? De la alții. Adică vreau să spun, au pățit și alții. Da, bine, dar eu știu de la dumneavoastră, nu spuneți dumneavoastră așa, că cine are o meserie de bază, n-are ce să-l doară capul. De meserii o să fie nevoie, tot timpul, nu? Nu fi tu chiar așa de sigur. Și că oricând se poate pune în locul tău altul care habar n-are de nimic. Eu nu-mi spuneați când am venit. Auzi, ascultă, la uzina electrică unde au zis că n-au loc de tine, da, a fost adus un specialist care lucra la montarea unei stații. Într-o zi, deodată, s-a auzit un trăzne și nu s-a mai văzut decât fum. Alerg acolo. Ce s-a întâmplat, tovarășe inginer? Păi, zice, dacă mă ține 10 ore pe șantier? Se și gândea la proces. Se și gândea să dea vina pe alții, pentru toți morții pe care aveam să-i găsim de-a lungul rețelelor. Ce crezi că făcuse cretinul? Anclașase greșit, băgând sub tensiune un alt post de transformare. Norocul la toți a fost că unul din băi spusese tocmai o cheie deasupra capului pe bare și în felul ăsta s-a închis circuitul. Altfel îi găseam pe toți negri. Mă rog, o fi primul sau ultimul care i s-a dat drumul de pe băncile facultății pentru merite care n-au nicio legătură cu profesiunea? Și atunci, cum stăm cu cultul profesiunilor pe care l-ai vrea tu? Iar eu trebuie să mă lupt cu ei să nu mă mănânce. Dar ce faci? Ce-i cu paharul tău? Ce? Nu-ți mai e sete? Și încă ce sete. Până atunci n-avusesem nici măcar bănuiala că, în afară de priceperea și de capacitatea de a construi, lui Dan îi mai trebuiau și alte calități ca să stea pentru noi în picioare.
și chinul la care se supunea el ca să le dobândească fără să știe nimeni era poate cel mai mare pentru un om. Accepta uneori de dragul nostru și al muncii lui să-și strâmbe sufletul, cum ai strâmba un par încălzindu-l la foc. Unii consideră asta de neînlăturat, dar pentru mine e mai bine să mor decât să trăiești așa. Ia vorbește-mi despre tine, Călin. Pe Dan Mihelescu-l cunosc eu mai bine cum e. Și apoi n-avea de ales. Asta era viața lui. Să construiască orașe și uzine. Da, da. Până la urmă ai văzut singur ce a făcut. Mi-a arătat și mie poze. Zeci de poze. Pare a fi un oraș frumos. Orașul? Oh, dar uzinele lui, astea sunt mult mai importante. Ei, Căline, Căline, despre tine nu-mi vorbești nimic? Tu? Nu i-ai scris, Viorichi? Sau ai găsit acolo pe cineva? Mi-ai promis să-mi spui totul. Între timp îmi luasem două clase de liceu într-un singur an. Era prin august. Floroiu Ion, poftiți în cabină. Buletinul împăturit îl puneți aici. Aici, aici, aici. Legitimația, vă rog. Poftiți, vă rog. Sândulescu Mihai, poftiți în cabină. Da, mulțumesc. Să fi fost orele 10 sau 12, satul se cam terminase să se perinde în fața mesei noastre. Pe tabele nu mai rămăsesele decât unele babe sau moșnești surzi, care, după spusele organelor locale, nu prea înțelegeau despre ce e vorba. Și tocmai atunci am văzut pe fereastră o fată, care doi pași făcea și nu se oprea. Era bălaie. Îi se vedea părul ca aurul de sub batic și ochii albaștri sălbatici. Se uita la clădirea școlii ca și cum ar fi urmat să fie împinsă înăuntru la tăiere, în ca să-și exercite dreptul de vot. Nu vroia ruptul capului să treacă pragul. E, aici e o treabă de tânăr, mi-am zis. Și m-am dus să lămuresc. Numele dumitale? Maria, Petre Maria. Așa, legitimație. Bun, bun, perfect. Ia, ia mata buletinul ăsta și îl aduceți împăturit. Așa, acum, uite, îl puneți aici, aici, în urnă. Bravo, bravo. Și dumneata nu vrei să intri. Trebuie să-ți exerciți drept de a alege sau de a fi aleasă. Cine știe, mâine, poi mine. Hai, stai aici. Hai, vino și stai aici pe balustradă. Așa, hai, ștergeți ochii. Și fața. Așa, așa, așa. Acum spune, mai ce s-a întâmplat? Oh, crezi că-i stă cu ea bine să plângă? Poate că aș putea să-ți fiu de folos. Plânge, uite, te vede lumea, te vede lumea. Hai, mai bine spunem simplu. Omenește. Vă spun eu. O cunoști? O știe tot satul, toată povestea. Dar e cam lungă. Să vă spun? Am înțeles. Cum să te mai gândești la Viorica? Ea era departe, la București. Când l-ai cunoscut-o pe bălaia Maria. Nu e asta. Cred că nu mi s-a povestit niciodată ceva mai închis și care să-mi strecoare în același timp în sânge atâta furie rece. M-am întors pe urmă în clădirea unde se vota și am stat ceasuri întregi cu pieptul rezemat de masa pavoazată în roșu, încercând să înțeleg ce se întâmplase și ce aveam eu de făcut în istoria asta. Fără să mă sfătuiesc cu nimeni, am părăsit comisia. Am ieșit afară și am luat-o după ce am întrebat încotro spre casa fetei. Vreau foarte tare să-l mai găsesc pe Ambrozie acolo. Și fiind pentru prima oară mulțumit că nu sunt mic fizicește. Ambrozie ăsta, Cazaciuc Ambrozie, era omul care îl înorocea. A luat-o de mică la el și i-a făcut și un copil. Satul acela lângă care locuiam de un an și jumătate și în care ar fi fost greu să crezi că s-a întâmplat sau se va întâmpla vreodată ceva. Mi-a apărut în fața ochilor, rânjind, parcă din fiecare gard. Dar fără să mai văd ca până atunci în spatele acestui rânjet o clipire veselă în ochi. Povestirea țăranului se înfipsese între mine și lume ca un obstacol de netrecut. Bună ziua!
Dumneata ești Ambrozie, ești Cazaciu? Cazaciu, eu. Dumneata ești Maria Petre, da? Și dumneata ești mama Vitregă. Da, eu. Ce poftești, dumneata? Da. Așa, perfect. S-a primit o reclamație împotriva dumitale, Cazaciu Ambrozie. Reclamație? Da. Ce reclamație? Mai mulți locuitori din comuna Ereste declară că trăiești în bigamie. Și că acum ai încă o fată, da, pe care o bați ca să vină la dumneata. Asta o bat. Da, ești pasibil de închisoare de la 5 la 8 ani. Dai o declarație că ești tată nelegitim al copilului? A spus un cuvânt pe care nu l-am auzit bine. Trăiesc... Cum trăiesc? Omul care trăiește cu două femei sub același acoperiș se face vinovat de bigamie, chiar dacă nu e însurat cu ele. Înțelegi? Așa. Da, da. Am fost sesizați de procuratură și cazul mi s-a predat nouă, să ne ocupăm noi de el. Cu ce drept? Avem declarațiile oamenilor care te-au văzut cum o băteai la ea, acasă. Păi mine da, și de poziția doctorilor care sunt martori că ești tată nelegitim al copilului. Da. După cum ai declarat chiar dumneata la Rădăuți. Da, am declarat. Și mai depinde și de ce zice acum fata. Dacă ea nu vrea să stea și dumneata o silești cu amenințări, ești pasibil de încă 2 ani închisoare. 8 și cu 2 fac 10. Ce spui? Să știți că eu sunt domn cinstit. Sunt paznic de noapte la cooperativa de la kilometru 14 și o să mă fac în curând de zi. Om vedea noi cum și ce o să te mai faci. Adică dacă vrei să știi, nici nu mă interesează persoana dumitale. Nu vrei să fii cu noi? Pe șantier? Acolo te califici? Înveți o meserie? Vreau. Bine, pregătește-te. Plecăm chiar în momentul ăsta. Și copilul? Copilul să-ți creșteți voi că m-ați nenorocit asta. Și dă mâna, Maria, și n-avea teama. Înapoi, șarilor, că vă crep capul. Și fata a trecut în spatele meu. De asta dată atât de hotărât încât nu mai vroia nici măcar să mai intre în casă, să-și ia de acolo ceva. Eu din clipa aceea am simțit în mine o putere care mă făcea să ridic capul mai sus și să cred că, totuși, lumea poate fi privită în față. Dar n-am mai avut timp să-i o spun inginerului Dan, fiindcă chiar în zilele următoare am primit ordin de chemare. Am plecat la armată. Am părăsit șantierul pentru 3 ani. Deci, Călin Surupăceanu, 3 ani ai stat în armată. Cum a fost? Ce ai mai făcut și pe acolo? Armata ca armata, doamnă Sorana. Ce să spun despre asta? Dacă s-au întâmplat în 3 ani acolo, în locul acela unde când am ajuns mai întâi cu inginerul Dan Mihailescu, nu era absolut nimic. În primul rând, nu l-ai mai găsit pe Dan. Așa e, nu l-am mai găsit pe inginerul Dan. Și cu el. Ce s-a întâmplat? M-am întrebat. N-ai avut cum să-ți răspunzi. Nu te-a lămurit nimeni. Așa e. Ceva am aflat eu mult mai târziu. E adevărat? E adevărat. Dar asta e altă poveste. Ajungem noi și la ea. Da. Deci te-ai întors acolo și ai rămas. Deși nu era inginerul Dan. Era în schimb Maria, nu? Nu, m-am întors pentru că de acolo am plecat. Când am ajuns, am crezut mai întâi că... trebuie să fie un efect al luminii, așa cum pe un acoperiș asfințitul face să țâșnească din tabla lui flăcări, ca de incendiu. În realitate, culorile erau adevărate. Noul oraș era gata. 3 ani. Înainte să fi plecat la armată, pe aici erau excavatoarele, acolo ciocanele pneumatice, dincolo căsuțele satului. Trenul alerga pe locurile unde se furducase gazul inginerului Dan. Ce dormirea de omul care m-a dusese pe șantier și mă vorbea deschis ca unui prieten. Mă răspunsese la scrisoare foarte pe scurt, prin mod neexplicat, de un an. De un an nu mai răspundea nici atât. În schimb, primisem regulat la fiecare 2 săptămâni o scrisoare de la Maria, fata bălaie și speriată pe care o salvasem din ghearele lui Ambrozie Cazaciuc. Deci ea nu te-a uitat? Nu m-a uitat, de ce să mă uite? Îi promisesești ceva la plecare? Nu. Atunci? Nu. Și așa a crezut ea că e bine. Nu avea pe nimeni pe lumea asta. De ce râzi? De scrisorile ei, doamnă Sorana. De scrisorile ei? Da, scrisorile ei. Multă vreme mi s-a adresat la plural. Veți ști că eu sunt bine sănătoasă și mă gândesc la dumneavoastră. Așa am scris la început. Domnul inginer m-a trimis la școala de calificare de la Borana.
Învăț cu sârguință să nu vă fac de rușine. Dan, dragul de el. Da, pe toți ne trimite la școală. Eu tot la dumneavoastră mă gândesc neîncetat și n-am pe nimeni, nici un prieten. E, da, o asta m-a făcut praf. Trong marițul în păpușoi, cum zicea mama, când cineva spunea deodată ceva deplasat. Iată-ne acum și prieteni. Chiar nu erați? Nu. Dragul meu. Fiecare om cu cedețenile lui. Sunt îndrăgostit de tine, Căline. Iubitul meu, dor de tine. Da. Se dusese deci dracului vremea lui dumneavoastră. Când te gândești că după ce am adus-o pe șantier, am plecat și n-am mai văzut-o. Nu simțeam în mine decât acea semeție pe care pe urmă am pierdut-o. Și iată acum unde am putut ajunge. Lasă-i, răspundeam eu. Știu că n-o soție așa ca Gaia Matsu, cât o să dureze militaria mea. Dragul meu, am primit frumoasele tale rânduri și nici nu știi câtă nerăbdare am în inima să te văd iar la față, că nu mi-ai trimis și mie o fotografie. Și bineînțeles că la întoarcere primul drum l-ai făcut la Maria. E, asta mai lipsea, asta mai lipsea, nu. Încolo le aranjasem pe toate. De-abia după ce începusele să mă doară picioarele după atâta umblet, căscând gura cum e cu noul oraș, am adus aminte că aveam o cunoștință apropiată, care îmi scrisese atâtea scrisori. Era normal. Da, dar ea nu era acasă. Mi-am vărât mâinile în buzunare și fără să vreau să mă îndepărtez de intrarea blocului unde stătea, am rămas acolo, uitându-mă de-a lungul străzii. Unde să mă duc? Când odată apare ea. Dragul meu! Iubitul meu! Domnișoară Maria, domnișoară Maria, liniștește! Iubitul meu! Ne vede lumea, domnișoară. Nu-mi pasă, hai sus! Hai! Da. Hai, iubit! Da. Ești agoțit și flămând, nu? Nu-i așa? Și murdar. Vreau să spun de la trei că pulma nu mai circă. Acum că nu mai ești șantier, nu trebuie să ajungi. Nu obosești? Nu. Adică tu acum cu armata. Faci o baie? Da. Ia o cadă, curge. Da. Dar robinetul ăsta, ce mama dracului are? E o inovație. E așezat alături. Se mișcă, poți să-l împingi într-o parte și atunci curge și mașina. Și că a venit unul cu ideea asta ca să facă economii și a luat și un premiu. Ce bronzat e. E, de la armată, de la curte. Uite, prosop și se pun. N-ai loc să te culci în cadă, pe zice, stai așezat. Uite așa. Încă nu m-am trezit. Ești tu cu adevărat? Da. Și tu la toate blocurile la fel? Și cam nu. Numai la primele. Aha. Până faci tu baie, pregătesc masa, da? Maria? Da, dragul meu. Nu mi-ai spus nimic de inginerul Dan. Inginerul Dan nu mai e de mult pe șantier. Ce vorbești? De unde e? Nu știu. A plecat de anul trecut, așa am auzit și eu. Ce seară m-am apropiat de geam și am început să mă uit afară. Strada era aproape goală. O liniște sătească trecea peste tot. Nici o mașină nu trecea, nici un autobuz și mai ales nici un tramvai. Singure sârmele electrice, stâlpii și lampioanele faceau o impresie mai solidă. Pe Maria aveam 4 clase. O auzeam că aveam 4 clase și când am fost mic am învățat bine, dar era așa de demult că trebuisem că am uitat tot. Aveam desigur Bucureștiul în sânge și îl comparam fără să vreau cu acest nou născut. Și când am început cursurile, mă uiram și eu că mi-aduceam aminte. În zare se vedeau călare pe schelele altor blocuri, macarale, cu ciocul uriaș, mișcându-se parcalele pe fondul îndepărtat al aerului limpede. Se construia mereu. Pe urmă, după școală, m-am angajat la rafinăria, acum în iunie. Ai văzut-o lângă combinatul chimic? Da, am văzut-o. Nu-i așa că e frumoasă? Întinde-te puțin, baia toropește. Da, toropește. Hai, spune. Povestește. Te ascult. Căline, iubitul meu. Am deschis ochii pe jumătate și prin crăpătura lor am zărit-o pe ea.
pe jos sau luăm buzul? Îl luăm, îl luăm. E cam aglomerat diminețile și la prânz. Dar până la combinat sunt 6 stații. L-a pus acum un an. Ce? Buzul. A. Cam puține, nu? Lumea se uita la ea în autobuz cu imire și invidie. Nu puțin cu admirație pentru frumusețea ei, care le tulbura mai ales pe femei. Tot coboară la combinat, așa că... Magazinele le-ai văzut? Puțin întrece. O să te duc. Ca la București. Încă mai ceva. Să vezi ce mobil au adus. Din instinct și experiență îmi dădeam seama că atâta timp cât o să stau nas în nas cu ea, nu să știu ce înțeles a avut acea oră a dimineții. Cel mai adesea a fi răspunsul care te interesează chiar prin absența unui răspuns. Ai observat că nu se vede niciun bătrân? Media de vârstă 23. Asta din cauza... Maria, că... eu am să plec la București. Deci cine știe când mă întorc? Asta depinde de data când mi se va spune că voi fi angajat aici. S-ar putea chiar să nu mă angajeze și atunci... Căline... spus așa în bătaie de joc. Sigur, las că nu mai latin să mă gândesc. Nici nu să mănânc la prânzea noaptea. O să mă perpelez pe o parte și pe alta. O să închid în ochi. Ai crezut că așa o să te eliberezi? Da, da. Dacă mi-aș fi dat seama ce scump voi plăti aceste cuvinte pe care le-am rostit atunci în sinea mea. Ce căutam de fapt la București? Costumele făcute de frate meu mai de mult, că nu veneau bine și acum. Discuțiile cu taică meu. Păi dacă ești așa un mare electrician, de ce te duci tocmai acolo, mă? Că numai proștii pleacă din București, așa să știi. Da, da, da. Și deștepții rămân în el. Sigur, da, sigur că da. Judecând după cei prezenți, nu s-a spune că Bucureștiul e orașul celor care n-au tărâți în loc de creier. Da? Da. Și ăla în care te duci tu să-l întemeiezi, o să fie capitala șmecherilor. Uite, doamnă Sorana, așa m-a luat taică-meu. Sau venisem pentru altceva. Înainte să plec la gara, am trecut pe la inginerul Dan, acolo pe Ștefan cel Mare, într-o casă fără etaj. Știți casa, nu? Nu mi-a răspuns nimeni. De ce n-ai venit la mine? Deci tot pe Dan îl iubești mai mult, cu toate că la mine în casă l-ai cunoscut. Sunt geloasă pe chestia asta, să știi. E, ce mai. Mă trăgea ața pe mine înapoi la combinat. Asta e. Că multe sunt ciudate pe lumea asta. Și te-ai întors fără măcar să mă vezi. M-am întors. De unde știa că am să sosesc chiar în ziua aceea? Căline, ia-mi un brate. Stai să pun geamantanele jos, Maria. Curios. Ce ți se pare așa de curios? Dăm geamantanele să le pun în corbataș. Foarte curios. Cum de știu că vin cu trenul ăsta? Păi asta eu trebuie să întreb. Curios. Ce? Pentru mine e curios. Curios cum a venit la mine Maria și m-a convins că sosești chiar azi. Că ai geamantane multe. Că așa și pe dincolo și să vin cu ea la gara la carantină. Cum ai intuit? Și eu i-am spus directorului că m-a învățat ea că am un necaz grav. Și ne-am urcat în mașină și iată-ne. Pe tine, măcar Pinișan te-a convins fiind de față. Da, ceea ce e mai ușor. Dar pe mine m-a convins prin telepatie. Fiindcă până nu m-am văzut azi de dimineață în tren, nu m-am simțit liniștit. Nici n-am știut că plec din București. O, persoană periculoasă. O spun eu, te bagă la apă să te păzești. Așa e, să se păzească. Nu vezi că l-am adus cu forța prin efectul chimicalelor mele din laborator? Eu sunt, Călin.
Nu mă mai cunoști? Căline, Căline, ce ești, fetița mea, stai. Nu mai copii să-l dă așa pe obraz și pe ochi. Hai, lasă să te învăț eu cum se face asta, odată și bine. De ce mă privești? Mergem la tine? Vrei în altă parte? Nu, unde în altă parte? S-a prins lumina. Acum privește. Mobilă nouă. Covor? De unde? De unde? De unde? De la magazin. De unde? În rată, bineînțeles. Maria, tu mă uimești. De fiecare dată mă uimești. Am impresia că... Că? Nimic. Nu-ți place odaia mea? Cum să nu-mi placă? O cameră foarte, foarte serioasă. Aha, îmi dai voie. Dorm și eu un ceas pe patul tău. Pe urmă plec să vedem ce hotel mai dane pe aici și cât costă. Faci cum vrei, Căline. Tot ce vrei. Sigur că da. O, tu crezi că m-ai adus aici pentru că ai vrut? Cu cât ai să vrei să afli mai multe, cu atât o să înțelegi mai puține. Mai bine lasă-te în voie și atunci cine știe, s-ar putea să... Așa, să ce? Să aflu de pildă că nu e deloc rău să te iubească cineva și tu să nu iubești? Eu nu știu despre ce vorbești. Dar oricum, faci cum vrei. Mâine de dimineață de tot mă duc la cadre. Să vedem ce cu angajarea. Și apoi... Toate astea să le completez? Da, da, toate. De când venisem eu cu 5 ani în urmă pe aici și nu erau decât scaiți, nu m-a luat nimeni la întrebări. Și nici eu cu inginerul pe alții. Că n-am săvârșit și n-am fost o grămadă de chestii. N-am fost moșier, n-am fost negustor, proprietar, legionar, țărănist, chiabur. Că părinții mei n-au fost exploatatori, fugiți în străinătate. Că frații, că surorile, că copiii fraților și surorilor înainte de 23 august, după 23 august. Asta e. Da, mă gândesc să-i fac cu figură lui tata și în dreptul lui să trec, că a fost mare comerciant. E, și n-a fost? Mic negustor ambulant de ciudele. E, atunci scrie așa, că Alminteri nu lui ai face figura, ci ție. Da, 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 bine, bine. Și unde mă prezint? Ce fac? Electrician. Nu pentru asta te-ai calificat. La stâlpii de înaltă tensiune. Tare în astea trei luni de când m-am întors. Era altfel. Te-ai ciudat cu cineva? Sau ți s-a făcut vreo observație? Nu, Căline, nu am nimic. Dar tu știi? Nu am nimic, crede-mă. Și dacă nu mă crezi, vin o dată la laborator și întreb. Sunt cea mai punctuală din toate. Ajung cu un sfert de oră mai devreme și toate problemele sunt executate fără nicio întârziere. Mm. Cine să-mi facă vreo observație și de ce? Șefa mea mă laudă. Căline, dragul meu. Cum poți să gândești? Atunci ce e? Hai, spune-mi ce cu tine. Unde ți-e bucuria aia pe care o aveai mai înainte când ne întâlneam? Îmi plăcea cum erai. Să se tot bucure omul când se întâlnește cu tine. Fetița aia zglobie care a țâșnit pe poarta blocului s-a repezit și a luat de gât un băiat care se întorcea din armată. Și cu lacrimi în ochi a spus: Căline, iubitul meu, Căline, Căline, iubitul tot meu. Aia nu, 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 nu ești Maria. Cu aia vroiam să mă întâlnesc. La aia am rămas eu atunci. Chestia asta cu obrazul palid și cu glasul stins la mine nu merge. Nu cumva te cheamă viața ta trecută, satul pe care l-ai părăsit? Asta ar fi culmea, să-ți fie dor de ambrozie. Ori de copil. Căline, te rog. Păi, e totuși copilul tău, nu? Dacă măcar ai trimite sau ai de gând să trimiți părinților ceva bani, ca să aibă cu ce-l ține. Căline, hai să nu mai vorbim de asta. Sigur, o să le trimit bani, cu toate că știu că băiatul nu se va folosi cu nimic de ei. O să-i bea tata pe toți până la ultimul ban. Dar de ce să mă pui tu să-mi spar capul acum cu părinții mei când abia am scăpat din ghearele lor? Vrei să trăiesc aici cu gândul acolo și să-mi pierd sufletul? Fiindcă sunt oameni care asta vor de la tine, să-ți mănânce sufletul. Ție ți s-a întâmplat ceva și eu îți cer să-mi spui ce. Asta e. Să știi că dacă o fi să ne despărțim, e pentru că tu nu vrei să-mi spui. De ce ții mereu cu ce nu vreau eu să-ți spun? Ia lasă că aflu eu și singur. Discuția noastră era un fel de ultimatum pe care i-a ascultat mai tristă și mai sfârșită decât oricând. N-ai înțeles nimic, Călin.
Ce să înțeleg, doamnă Sorana? Ah, ce ciudat ești! Maria suferea din altă pricină, nu de la slujbă. Ce altă pricină? Din cauza ta. Așa zicea și șefa ei, că m-am dus să aflu. Ei, vezi? Ce zicea? Îți bați joc de ea și o bagi în mormânt. În mormânt? E interesant. Interesant. Foarte, foarte, foarte interesant. O să mă mai gândesc și o să trag o concluzie. Da, e o chestie asta, este. E o chestie? Mm-hmm. Nu crezi că ar fi mai bine să zbori din combinat și să scape de dumneata? Așa ai fi cavaler. Cu meseria dumitale ai găsi oriunde loc să te angajezi. Și nemai văzându-te la față te-ar uita. Dar cum să zbor? Știți că nu pot, nu știu. Da, se găsesc mijloace pentru asta. Eu am venit de bunăvoie să aflu ce-i cu Maria. Dacă în loc de asta mi s-a pregătit o prelucrare, aflați că n-am niciun chef. Am avut 3 ședințe săptămâna asta, nu mi-e dor de-a patra. Te rog să mă scuzi, am cam depășit măsura. Nu-i nimic, se mai întâmplă așa. Dragă Călin, cum? Chiar nu-ți dai seama cât te iubește și că de aia e așa distrusă? Nu, doamnă, nu-mi dau seama. Iubirea ei pentru mine o făcea veselă. Îi strălucea ochii când mă vedea. Și eram și eu bucuros când îmi apărea așa în cale. Îmi plăcea. Auzi, îi plăcea. Dar ce mai pot să-ți spun atunci? Nimic. Tot ce a fost de înțeles, am înțeles. Da, de fapt înțelesesem. Și mă miram de mine. Parcă mă trezeam într-un somn care începuse din ziua sosirii mele din armată și termina acum. Asta înseamnă că ai intrat pe Făgașul cel Bun. Da, de unde? De-abia acum am făcut cea mai mare greșeală. Asta a fost începutul sfârșitului. Și iubita ta, Maria, cum s-a căsătorit și a revenit? Nu unde știți, doamna Sorana? Nu era firesc? Nu. Ei, Călin Surpăceanu, ce crezi că așteaptă femeia? Pe de-o parte, erai cineva în acel oraș nou. Aveai o calificare excelentă. Făcuse și armata, urmai la liceu, erai un băiat cu perspective. Mm-hmm. Și îi mai deduse și impresia că nu ți este indiferentă. De unde asta? Pentru că te-ai dus după ea în satul ei. Și ai smuls-o de acolo și ai adus-o pe șantier. Da, așa și. Acum întors, așezat la casa ta, viața intra în cursul ei normal. Așa ar fi trebuit să fie, dar n-a fost. N-a fost? Într-adevăr, tristețea Mariei dispăruse de pe chipul ei. Nu era nici acea veselie care îmi plăcuse atât de mult. Acum trebuia să înfrunt direct, fără pavăza dragostei ingenerase de la început, fluxul și refluxul permanent al sentimentelor, fără posibilitatea de a mă mai plimba singur și nepăsător pe plaja luminoasă a iubirii. S-a stricat totul așa de repede? Nu așa de repede. De acum timpul trecea... Da, te-ai însurat din dragoste. Da, așa s-ar zice. Eu sunt unul din oamenii care s-au însurat în felul acesta, prin recunoașterea unei femei pe care a întâlnit-o în cutare împrejurare drept a lui. Știți că e un sentiment tot atât de puternic și de stabil, dacă nu chiar mai puternic și mai stabil decât o mare iubire. Așa e. Și atunci... Cum îți explici fluxul și refluxul ăsta al soției tale? Asta e că eu nu mi-l explic. În anul următor, la adresa noastră, care semăna cu un cifru secret, strada Bicaz, 12, bloc 35, scara C2, a mai venit un nou locatar. Maria o creștea ușor, sărenește, fără spaimele celor din oraș. Se scula și în timpul nopții se dădea jos din pat. Simplu. Dacă plângea, nu știu cum o făcea să tacă. Șu. O adormea, până o alăpta. Nici n-am știut că am copil. Așa de bine îl îngrijea. Până m-am trezit cu ea că merge pe două picioare și zice... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. O auzi, Maria? Dimineața plecam singur. La prânz mă întâlneam cu Maria la ieșire și plecam de asta dată împreună. O vedeam de departe, mai cunoșteam. După amiaza adormeam alături. Mai ai loc să răsufli? Îmi place când te strângi lângă coaste. Parcă aș fi Adam.
Ana din Biblie și tu, Eva. Când ador, mi se pare că sunt într-o apă și nu știu să înot. Și închin brațe și mă agăs de gâtul tău. Tot ca o fetiță săruți. Și trupul tău e tot ca de fetiță. Știi ce miroase? A pâine încinsă. Scoase din cuptor. Te scoli? Da, gata. Acum doar singură că eu am de învățat. Hai noroc și casă de piatră, Măcăline. Mulțumesc, Valerică. Să știi că înțeleg de ce mi urezi tocmai tu asta. Că tu n-ai avut-o. Ei, lasă-mă pe mine. Haide, bă, să ajungi inginer, Căline. Mă, Cărpinișene, că nici liceul nu l-am terminat încă. Lasă că-l termin. Păi, dar cum merge cu toaceala, a? Știu și eu, Cărpinișene, ce dracu să zic, mă cam trage la somn asta e. Nu știu, mă, pe timpul șantierului parcă aveam mai multe puteri. Vârstă, mă, vârstă. Dă încolo, ce vârstă. Acum ne făcurăm funcționari. Serviciu, casă, acasă, serviciu. Când îmi zicea mie inginerul Dan... Stai, ce-ar fi să nu-i strigi numele așa tare? Uite-mă! Zicea Dan, hai mă să scormonim mațele muntelui. Asta era o chestie, bă, nu? Acum bandă rulantă. Ce e surupă cine? Iar nu-ți place ceva? Motrata nu-mi place. Ia lăsați-mă și hârtiile alea care aud eu că le dai undeva despre mine. Bă, omule, mă, stai, lasă-te pe astea, bă. Lasă-te, dar ce, mor eu de frica lor? Asta e neacărbinișene. Zile ca alea, nu știu pe unde dracu mai sunt, că nu le mai găsesc. Ce să-i faci? Câte ceasul? Mai e până la 3? A, băi, 4 mari de lume, iară, bine! Ia uite, domnule! Bă, băieți, băi, ajutați-mă să-i scoturim gura cu Călin ăsta. Dar ce aveți, mă, cu mine? De când mă știu, am vorbit numai ce-am gândit. Cu mine, cu Costică, cu Nea Cărpinișan merge, dar mai sunt, mă, și urechi alea care de-abia așteaptă să... Să ce, Valerică? Să ce? Mamă, ce mă mănâncă și pe mine punul când văd câte unul cu fitile, auzi? Vezi? Dar nu-i dau, că dacă-i dau, îl plânge mă să aici. Auzi, Căline, pune-le aici. Căline, zice că vor să te propună la școala de maști. Ar fi păcat sau ca din cauza... Propun după capacitate sau după papagal? Ce să știu, mă, băieți, mă, ce să știu? Sunt crescut aici, pe șantier. M-a adus de mână inginerul. Aici format, aici calificat, aici însurat, aici tată, curat, bă, lacrimă. Și dacă vreunul vrea să mănânce borș pe socoteala mea... Nu, să știi că dacă vor, chiar mănâncă și n-ai ce să le faci. Tu trebuie să ții gura, mă. Ține-ți gura și vezi izdale tale. Eu, mă? Eu nu umblu cu vorbe. Eu sunt cu adevărul. Spun adevărul, chiar dacă nu convin. Asta e. Mașină, plimbare, plimbare. Fina, Vale. Hai, lasă-o. Lasă-o, te obosirea. Și tu? Hai, spune. Aș fi adormit, povestește. N-o merită. Nu strica să fi fost reales. Se îngheseau să se autopropună de parcă era un ciolan comitetul ăsta. Ți-ar fi folosit. Doamna Polihronia de zice... Multe mai zice doamna asta. Ne vrea binele. Și nu ai spus să-mi bage copilul la director? După te-a fursecuri la care le invită? Căline, nu știi că eu te plac așa? Știu, frate dragă, știu. Nu aș putea să vin în fața ta cu spinarea îndoită. Nu m-ai cunoscut așa și nici n-ai să mă cunoști. Nu te culci și tu? Nu, da. Mă uitam la nori ăștia. Parcă sunt o turmă de bivol. Ziceai că nu-ți place turma. Când e de bivol, da. Azi noapte am visat lângă tine cai blânzi și iepe frumoase. Una din ele își punea capul pe umărul meu. Uite așa. I-ai văzut cum fac ei când își încrucișează gâturile? Asta parcă mă zvârlă undeva, într-o copilărie. Și acum ce ai să visezi?
acum m-aș scula de pe pat și m-aș duce să fac nu știu ce. Știu. La poalele muntelui, un oraș aerian aproape de noi. Mulțumit de orașul nostru. Faptul că nu avea străzi mă făcea să simt un fel de gol în stomac. Erau numai blocuri înfipte în teren, cum ai lua niște cutii de chibrituri și le-ai pune în picioare fără nicio ordine. Care era strada care duce la pâine? Și unde este piața? La cinematograful și centru? Păreau aidumă, ca și clădirea asta în care nu mai aveam să intru multă vreme. Ce tot vorbești, Caline? Ce se întâmplă, de fapt, cu activitatea ta la UTM? Ce să se întâmple, doamna Sorana? Eu m-am comportat demn și drept. N-am fost de acord cu niște abuzuri pe care le făceau ei acolo. Și m-am dedicat împotrivă. De aceea... m-au ras. Asta e. Nu, Dan, ți-a spus să activezi? Să muncești? Asta era calea ta. Și să înveți. Nu l-ai ascultat. Cu învățătura e adevărat, nu stăteam prea strălucit. Nu reușeam să-mi termin liceul. Dar la UTM nu puteam admite ce se întâmpla. Am fost drept și am spus ce gândeam despre abuzuri. Și cum se comportau ei cu fetele. Că dacă ele nu vroiau, erau coborâte la leafă sau scoase de pe șantier. Da, poftim, tovarășe Surupăceanu, poftim. M-ai chemat? Uite ce, am vrut să te previn cât mai e timp, că ar fi cazul să-ți schimbi atitudinea. Care atitudine, tovarășe secretar? Știi, dumneata. N-am de unde să știu, că n-am văzut hârtiile care mi s-au fi pus pe la dosar. Nerealegerea dumitale în comitet. Să știi că n-a fost întâmplat. Asta m-am gândit și eu. Dar asta s-ar putea să nu fie tot. Dacă nu te reconsideri, tovarășe, poți să te trezești mutat, cine știe pe unde, la Neagra Șarului, să zicem. Neagra Șarului? O, e foarte frumos pe acolo. Am trecut o dată cu mașina inginerului. Știți ce poieni sunt acolo și ce păduri, ce pustietate. Ei, eu zic că nu o să te simți bine în pustietatea asta, tovarășe Surupăceanu. Și n-ar fi cazul să mă pui în situația să-ți dovedesc asta. Uite-te la mine, îți vorbesc sincer. Mă uit, tovarășe secretar, și tocmai de asta aș vrea să te întreb ceva. Ce meserie ai dumneata? Asta nu te privește. Pe cât pariezi cu mine că n-ai nicio meserie? Că altfel n-ai vorbi așa cu un om calificat, care ține în mână un clește patent și n-are de dus să-i ia nimeni. Ce zici de chestia asta? Uite, eu îți garantez că o să te duci să-ți practici meseria într-un sat cu noroi până la genunchi. Așa? Și să ai grijă acolo de electrificarea comunei. Așa, așa. Ei, ce zici de chestia asta, tovarăși? Ce să zic? Și acolo e nevoie de oameni. Am onoarea să vă salut, tovarăși secretar. Chestia asta cu secretarul UTM a avut efect imediat. Bună dimineața, Carine. După cum vezi, n-am timp nici să răsuflu. Dar am aprobat audiența pentru că știu că ești supărat. Bună dimineața. Vreau doar să întreb, tovarășe director. De ce n-ai fost trimis la școala de maestri, nu? Nu mă doare cine știe ce, că am fost ras de pe listă. Fiindcă eu tot inginer vroiam să ajung și o să și ajung. Dar mă revoltă... Dacă te-a pus să vorbești față de cine nu trebuie, ce-ți trece prin cap așa? Ce-am vorbit, tovarășe director? Eu nu știu și nici nu te cunosc prea bine. Ești normal. Te-am văzut prima dată la tovarășa Polifroniadi. Și mărturisesc că erai discutat cu simpatie de majoritate. Majoritatea. Și te pomenești că vrei unanimitate. Mai e și pretențios după una alta. Și cum ar trebui să privesc nedreptatea asta? E prima care ți se face? Mie personal, da. Personal. Așa ce cunoaștem noi... Nu intră în discuție. Înțeleg, nu intră, da. Află că e nedreptate reparabilă. Ferește de cele ireparabile. Ești băiat tânăr, Căline. Ai tot timpul să ajungi mai sunt, dacă nu ajungi ceea ce zicești că vrei. Ce zici? Da, inginer, nu? Da, inginer. Tovarășe director general. Nu știu de ce. Învățam parcă de 5 ori mai greu ca înainte de însurătoare. Cine a spus că dragostea e o capcană în
care ne plimbe natura. Vedeam că aceste îmbrățișări mă subjugau. Somnul meu nu era decât o tăcere, care în conștiință nu avea decât lungimea unei clipe, dar în realitate ținea 8-9 ore. Lasă. Dorm. La comitet? Nu, acolo am fost ieri. Nu mi-ai spus. N-aveam ce. Da, tovarășe, așa, desigur, tovarășe, pe dincolo, un tip din aceeași pastă cu alălalt. Dacă și directorul ar fi fost ca ăștia, de mult, de mult. Mă întorc imediat, Maria. Mă duc să mă plimb puțin. Mă ziceai că azi înveți. Îmi trebuie aer. Înțelegi? Aerul alungă somnul. Nu-i iarăși somn. Nu-i tot timpul somn. Aveai totuși promisiunea directorului că se va repara nedreptatea. Așa e. Toți din echipă spuneau că ceea ce mi se făcuse era o porcărie, o porcărie. Situația mea în meserie și în combinat era totuși foarte bună. Ce mă întuneca. Ce mă neliniștea. De ce se ridica în mine cu o forță tot atât de proaspătă ca atunci dorința vie irezistibilă pe care mi-o trezise inginerul Dan? Și ce putea să mai însemne ea acum când eram cap de familie și tot electrician și tot împotmolit în studiu ultimei clase medii? Puțină voință ca să termin. Restul se lămurau lucrurile. Da, s-ar fi lămurit, sigur că da. Numai că atunci s-a întâmplat cealaltă chestie. Alta? Să vedeți, doamnă Solana. Mă întorceam spre casă. Era o după amiază liniștită de toamnă. Am văzut în apropierea uneia din cisternele mici să fi fost 7, 8, 10 inși care se adunaseră treptat. Ce era? Un om, ci că se afla înăuntru în cisternă și îi se făcuse rău din pricina gazelor. Are mască de protecție, nu-i de la gaze. Poate e bolnav. Ce s-a întâmplat? Un om în cisternă. Nu mai poate să iasă, Călime. I s-a făcut rău. Geme. Strigați-l, chemați-l pe nume. Cum nu știu care-i. Tot strig. Apucă cureaua și ține-te de ea! Hei! N-auzi? Nimic! Nu mișcă! Trebuie scos de acolo! Moare! Trebuie scos de acolo! De ce nu intră nimeni să scoată? Păi sunt gaze toxice! Nu, eu mă duc să chem echipa de... Stai! Ce mai e atâta discuție? Legați-mi Batista la ceafă! Peste urechi, hai. Cărpineșine, tu urcă-te în urma mea. Da? Ești mai voinic să-l tragi pe dinăuntru, să-l voi ridica. Să poți să ieși eu de acolo imediat. Coboară, n-ai nicio grijă. Îl prindem noi. Fii atent că e periculos. Lăsați-l, nu vedeți că se pricepe. E un miros de petrol aici. Din pricina asta stă la acolo și trebuie. Să nu se facă și ție rău dacă nu te grădești. Ai grijă, că nu ai grijă. Omule! Omule! Abastionii! Auzi? Abate-te de mine! Lasă-mi antena pe din curcă! Lasă-mi amin! Dă-o pe din curcă! Cărpinișene! Uite-a că îl scot acum să-l prinde! Dă-i piață la antena! Dă-i nu-și aude! Vezi cu antena, că dacă scapă antena... Nu vă mai băicăriți! Cărpinișoare! Hai să trecem la mea! Hai să te ajut! Hai, acum! Iute! Arde! 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 Cărpinișoare! Ce-i cu Cărim? Cărpinișoare! Scoate-l pe Cărim! Ce se întâmplă în cisternă? Scoate-l! Arde!
Deci așa a fost. Gazele din cisternă au luat foc. N-am înțeles de ce. Cum de ce? De la lanternă, da? Filamentul lanternei. Care s-a spart și în contact cu gazele. Puteai muri, Căline. Da, mă, să... Puteam. Ce vreau că puteam. Dar n-am murit. Nu mi-era frică decât de ochi. În momentul exploziei am și dus mâna la ochi. Abia când m-au scos din cisternă, am avut siguranță că ochii erau neatinși. Vedeam lumina și cerul violet l-a sfințit. O arsură. O simplă arsură, fără importanță. Ai avut noroc. Noroc? Stai, Căline, unde te duci? Să merg acasă, vreau să merg acasă, să mă... Mă pansez. Căline, stai. Nu că n-am nimic, eu simt absură. Mă pansez, trece. Lasă, da. Lasă să te vadă, doctor. Nu. Vine salvarea acum. Nu. Uite că se aude. Nu că n-am nimic. Nu merg la spital. Căline, stai. Acasă. Maria, fetița. E rău. A leșinat. Opriți mașina. Vreau să iau puțin aer. Mi lase medicamente aici. Mi-e rău. Opriți-vă. Aer, vreau puțin aer. Doare? Mâinile. Dosul palmelor. Nu e grav, se vine. Ia să vedem acum față. Ce-ai pus pe față? Batista. Peste gură. Am legat-o ca să... Da. Gaze. Pregătiți pentru intervenție. Erau gaze. Morfină. Trebuie să curățăm puțin plăgile. Sunt strențe arse. Amestecate cu piele. Perfuzie. Pulsul? Normal. Trecem. Am scăpat. Dar prin câte spitale n-am fost, unde n-am umblat. Peste puțin timp a venit acolo la spital și nevastă mea și directorul combinatului. Femeia îi juca ochii în cap cu zeci de întrebări îngrijorate. S-a apropiat de pat, am luat mâna și atâta cât am putut. Camera era umflată în feșe și i-am strâns-o numai decât, adică să o fac să înțeleagă că nu-i nimic. Am vrut să-i și zâmbesc așa din ochi, ca să întăresc înțelesul strângerii de mână. Care e întinderea răului? Părea să mă întrebe. Iar directorul... Călin, rabdă-mă, frate, nu te speria. Va trebui să mergi la București, vine un helicopter să te ia. Acolo sunt condiții mai bune ca să te vindești complet. Acum, Călin, se poate scoate pansamentul. Ești pregătit? Da. Așa. Ușor. Așa. Pot să mă uit? Dați-i oglinda. Imediat, domnule profesor. Da, sunt mulțumit.
putea fi și mai rău. Încă să mai văd cicatricile astea, da, dar da. Cu timpul... Da. Eu vă mulțumesc foarte mult. Acum pot pleca? Sigur. O să ai încă 2 săptămâni de concediu, dar te duci acasă. Da. Și apoi la muncă. M-am întors la combinat după multe luni de șederi și mutări într-un spital într-altul. Avusesem destul timp acum să confrunt tot ce se întâmplase cu mine. Dacă omul acela din fundul cisternei n-ar fi scăpat lanterna care s-a prinde vaporii de petrol, dacă n-aș fi trecut pe acolo, dacă firea nu m-ar fi împins, ca întotdeauna, dacă... Celelalte întâmplări și câte fuseseră. Mi-a părut acum ca un lung preludiu al exploziei. Mi se refuzase școalele maestri, mi se ceruse pe șleau să-mi schimb atitudinea, să nu mai spun adică ce simt, ce gândesc, să fiu un zero tăiat în patru, vorbea inginerului Dan. Ce fi fost în sufletul Mariei care mă privea atunci, după accident, cu ochii rotunzi și fixi? Bine că erai sănătos, că te nu se puteau întâmpla și mai grave. Mai grave? Pe cele mai grave de-abia acum erau să vină. Întâlnirea cu Maria n-a fost caldă ca înainte. Și-au urmat și altele. M-a combinat. Ia să vezi, mă, Căline, cum trece slăbiciunea. Lipsă de alcool în sânge, asta-i cauza. Fraților, am un chef să apuc patentul la mână. Stai, mă, încă un pic de răbdare, mă. Nu mi-e în fire răbdarea, Valerică, nu mi-e. Musai, Căline, musai. Tot ce ai să mai auzi pe aici trebuie să te facă foarte răbdătoare. Și să mai aud cărpinișene. Vreo decorație? Vreo statuie, în fapt. Hai, nu, rog. Să ne fii sănătos, Căline, și să nu pui la suflet nimic. Bă, voi de ce îmi vorbiți în bolin? În sănătate. Băi, cărpinișene. Ce? Bă, Valerica, bă, se poate? O, cine știe. Bârfe, gurele. Da. Ce, tu nu știi? Bă, da. Era cât pe ce să înhați odată primul din ăștia și să... Auzi că, cică... Bă, Călina, da. Ăla pe care ai sărit tu să-l scapi din cisternă, zice că nu era decât un bețiv în puțin. Da. Veni să auzi băut la lucru, fără mască sau cu masca pusă strâng, în sfârșit, chestii de-astea, la. Și ce-i cu asta? Nu trebuia salvat? A, nu, tu, adică nu pentru el ai sărit acolo, ci pentru că, adică ai vrut să... Am vrut să ce? Hai, mă, lasă, bea. Hai, că ni se auzi un reflex. Ce-am vrut, să mă remarc, să... A vrut să fac pe nebunul. Și asta, da. Alții zic că ai vrut să... Adică, înțelegi, aveai necazul și de-aia... Hai că asta e grozavă. Și mi-am ales tocmai cisterna aia. Păi ce motiv aveam, fraților? Ce, da. Îmi ascultam glasul. Era mulțumit că era același dinainte. Ca și bucuria care se jinea din el, nealterată. Deși când vedeam astfel, cum făceam, simțeam că nu mai o parte din gura mea se întinde în voie în timp ce cealaltă mă jena. Ce strană e tendința oamenii spre lucruri pieziși, ca și când plasarea lor și a vieții pe care o duc în lumina adevărului i-ar deranja din principiu. Marie, De ce toate vorbele astea? Hai spune, de ce? Să nu crezi tu că te laudă cineva. Știu că nu mă laudă. Nici n-ai cu ce să te lauzi când o pățești. Dacă nu mi se întâmpla nimic, poate că aș fi auzit așa, aici, colo, un cuvânt, că așa trebuia să fac. Așa trebuia să fac, cum am făcut. Ca și când riscurile n-ar exista decât ca să ne ocolească. Bine că s-a aflat că individul era un bețiv.
Asta le place foarte mult. Și ce ar fi trebuit să spună? Ce frumos e să scape cineva în primejdie? Mm-hmm. Frumos arăți tu acum. Mă, tete, că mult îmi pasă mie cum arăt. Ție nu. Și atunci cui? Lor? Tânărul oraș are nevoie de legende și nu le place cum arată eroul. Dacă muream, era altceva. Vorbești și tu. Eu nu le-am cerut să mă pună pe soclu, Maria. Să mă dea jos de pe soclu. Da, nu ce-o grijă. Foarte bine, foarte bine. Atunci de ce nu mă ignoră? De ce nu mă lasă în pace? Lasă, nu te mai gândi la asta. Dar de ce nu mă lasă în pace? Hai, culpe-te, te rog, e târziu. Și tu nu te culci? Nu. Dorm cu fetița în camera înaltă. Păi, dar acum nu mai ai nevoie. Medicamentele astea noi îmi dau un somn așa, somn bun. Hai că nu se mai supăr, nu se mai supăr cu insomnia mea. Nu-ți mai place? Ba da. Nu-ți mai place să dorm în brațele mele? Noaptea transpir și miros șarț atunci chiar dacă dorm tu, mă trezesc eu și tot acolo ajungem. Bine, dorm acolo. Dacă așa-ți place. Da, măcar pe chestia asta, ia să-i trag eu mai tare cu tot ce ala. Da, hai să poți, dragul meu. De ce? Sănătatea ți-e zdruncinată, nu vezi? Nu te-au tratat bine. Așa ceva se tratează bine numai la Viena. Acolo sunt specialiștii cei mai mari. Cine ți-a spus ție toate astea? Ce contează cine mi-a spus? Așa e, trebuie să ți se aprobe. Du-te la director și bate-i cu pumnul în masă. Ești muncitor și ai făcut un act de eroism. Iete-te. Acum îi zici eroism? Așa să-i spui. Nu poți trăi așa, degeaba te zbați. Noapte bună, Căline. Noapte bună. Îngerul meu păzitor. Viena. Că statul de-abia așteaptă să cheltuiască dolarii pe fața mea. Ca să fiu frumos. Da, la fanfan, la nu știu cum. Că parcă mi-aș fi ars creierul, nu fața. Ca inginer, ce să spun? Frumusețe. R egal cu suma de X Y minus T. T1 supra N, totul supra radical. Căline, ce transpiram așa? Doctore, zic că starea asta o să mai dureze un an, doi ani. Cât? Begalerii, ieși-mi cu acea. Ia zi-mă, când transpir, miros o ars? Nu, așa, puțin. Deci tot e ceva. Ia dă-mă patentul ăla. Nu, stai, mă, fii atent, mă, băiatule, că dacă ți se face rău și acolo sus... Și tu încep, dă patent. Bine, ia. Bine, dar nu te urca așa sus, că nine, ai bine. Da, nu asta e meseria mea. Bă, ziua, dă-te jos, mă! Hai, lasă că te țin eu! Hai! Ce s-a întâmplat cu el? Nimic. Hai, vedeți-vă de treabă! Noroc de mușchii tăi, mă, Valerii. Un milimetru și te izbea în cap. Ascultă, du-te și spune că nu mai poți lucra. Că doar amețeala asta nu ți-a venit din senin. Hai, du-te chiar acum. Mai bine să nu lucrezi decât să te curezi. Sau... mai știi să scap dracu patentul în capul cuiva. Și de ce o să trăiesc, mă, Valerica? Să schimbe munca, găsesc ei. E, asta e bună, după ce că... ce n-ai și salariul nevestitii? Că cui zic și ei una? Nu, tu ai scos-o din noroiul ăla cu Ambrozie și cu taică-sul. Stai, Valerica. Nu vorbi ce nu știi. Bine, o să mă duc încă o dată la director. V-am adus dosarul. Poftiți. Mulțumesc. Ei, uite ce. Ministerul Sănătății răspunde să se adreseze specialiștilor noștri care sunt foarte buni. Da. Practic că sunt foarte buni. Atunci înseamnă că numai atâta se poate face. Cu timpul și până atunci, eu nu știu ce să spun.
cum nu știa ce să spună. Inginerul Dan, dacă ar fi fost în locul lui, ar fi știut el să nu facă din asta o problemă. Mai ales că între timp învățasem ceva carte și ușor mi se putea da o astfel de echipă de necalificații, cum făcuse inginerul Dan, când nu eram deloc pregătit să-mi asum astfel de munci organizatorice. Trebuia să te zbați, să ceri. Nu m-am zbătut, n-am cerut. Ei, nu se poate să nu fi obținut ceva, Căline, nu se poate. Eu așa gândesc. Da, aveți dreptate, doamna Sorana. S-a obținut. Să vedeți. Poftim, poftim, Căline. Da. Cred că ți-am găsit ceva. Ți-am mai spus că eu aici n-am decât două feluri de munci, calificate și necalificate. Da. Băi, astea necalificate cer muncă brută. Oții îți trebuie o muncă mai ușoară, nu? Ți-am găsit un post în care nu faci chiar nimic. Poți să stai și să înveți liniștit. N-ai o leafă prea mare, dar îți ajunge să faci față. Părerea mea e că nu contează postul ăsta. Există studenți care fac rupe chelnerii, ci pe aia care spală farfuriile, bucuroși că pot câștiga ceva. Te includ în corpul de pază al combinatului și o să stai la poartă. Portar? Nu chiar. Un fel de ajutor de portar. Aha, ajutor. Mi se plâng băieții că n-are nimeni grijă de bicicletele lor și să-mi luau câteva sute alături într-un parking. L-ai văzut și tu? Da. S-au furat câteva. Ei, ce zici? Așa că... Bine, primesc. Doar ziceți că nu contează, că e... Adică e ceva provizoriu, nu? Sigur, băi băiatul, sigur, sigur. Până o să pleci la tratament. Să plec? Ei, am mai făcut o intervenție acolo unde trebuie. Aha. Pare că s-a înțeles de data asta situația ta. Aha. Așa că sper că nu o să mai dureze mult. Mă frământam. Să fie adevărat, ori e numai așa să mă încurajeze. Să văd de treaba mea de pasnic de biciclete. Și adevărul? Mi-am luat în primire noua slujbă și... Slujba asta avea să producă o mare dramă. Romane, Pațilea, bicicletele noastre degeaba te plătește combinatul de repede. Ascultă, băi, începând de mâine nu mai ai dreptul să te opui pe a ta aici. Ce? Uite, dacă mai insiști, îți fac singurul lucru care îți poate salva creierul tău de prostie. Te bat. Uite acolo, acolo ți-o pui la distanță. Să-și aduc aminte toți cine ești. Hai. Mai arde să-și citească pe lângă toate. Foarte bine. Foarte bine. Ocoliți-mă. Doamne, mi-e frică de voi, oricât ați fi de mulți. Feriți-vă dacă sunteți atât de mândri de mutra voastră. S-ar putea să vă fac să nu mai fiți. Dar ce mă pun eu cu toți cretinii ăștia? Nici nu merită să răspund. Eu am primit postul ăsta ca să am timp să învăț. Așa, carte. Caietul. Iar egal cu... sumă de x, y minus r egal cu sumă de x, y y minus t t 1 supra n totul asupra totul supra. Asta ați fi spus. Asta te purifică de trufie, Căline. Te salvează. Iar inginerul Dan? Lasă, băiatule, să mă întorc eu și îți dau altă muncă. Ăștia nu te cunosc pe acii. Nu știu că ai fost printre primii care ai bătut țărușul inițial. Și cum fluiera iarna crivățul peste barăcile noastre, puteai să vorbești cum îți place. Nu-ți făcea nimeni dosar din tot ce ți-eșa din gură. Iar directorul meu mi-ar fi spus, poți să mă râd. N-am putut să-ți găsesc altceva. Sau dacă am găsit, alții s-au opus. Puterea mea e controlată pas cu pas. Nu pot să fac mare lucru din ce cred eu.
Tu însă urmează să ți-a luat băiatul. Iar eu m-am apucat din nou de tocit. R egal cu suma de X, Y minus T. T1 supra N, totul supraradical din suma de X pătrat minus T pătrat supra. A mers? Pe roate, cărpinișene, pe roate. Tocmai acum am rezolvat cel mai greu. Bravo, bă, bravo. Hai, zicea meu lui Valeric, ăsta cade în picioare oriunde-l pui, nu l-a bate nimeni de la cel. Stai puțin. Maria! Te auzi, mă, uite că-a întors capul. Maria! Aici sunt, Maria! Ce-i cu ea, mă? Nu te vede sau nu vrea să te vadă? Ați avut ceva, vreo ceartă? Nu, ce ceartă, bă, Valerica, mă. Du-te tu, du-te înainte, că mi s-au deznodat și returile și trebuie să, știi, trebuie să le leg. Îmi scuturai și manșetele, care n-aveau nimic. Am luat cărțile, mi le aranjai liniște sub braț, ridicai privire. Maria nu mai era. Se dusese. Ca să îndur clipa asta, mă uită iar spre munți. Câți kilometri ar fi până acolo? Ce-ar fi să o iau așa, încet, pe jos? Și să mă duc să mă urc pe ei. Aș dormi pe urmă într-o cabană. Ce-ar fi să devin cabanier? N-ar fi bine. Oamenii urcă pe munți ca să ne uite de urâtul vieții lor și când colo ar da peste chipul meu. Aș putea să devin țapinar, să merg cu plutele pe Bistrița. Nu mi-ar fi rușine de asta dată dacă m-ar primi ca ajutor de plutaș. Sau chiar și mai puțin, ajutor de plutaș. Plutașii sunt oameni tăcuți, dar nu s-ar supăra dacă, în liniștea în care mă aruneca peste ave, glasul meu ar povesti fără cuvinte un cântec care ar părea vesel. Am înțeles bine. Maria s-a făcut că nu te vede, era jignită de munca pe care o făceai? Explică-mi. Nu-mi vine să cred. Ce știți dumneavoastră, doamnă Sorana? Dumneavoastră cu teatru, eu cu ce se întâmplă în viață. Îi zic Mariei. E, și așa, nu? A fost suficient să mă vezi în situația aia în care nu credeai că mi-ai și întors spatele. Noroc că mi-a spus mie cineva de la început ce zace în tine. Altfel, la ora asta, ar fi trebuit să mă dau cu capul de pereți, așa, cavalerică, atunci cu nevastă sa. Ce te uiți așa la mine? Te faci că nu știi? Dacă știu de la început ce zace în mine, nu trebuia să mă iei. Nu ești niciodată sigur. Ei, uite că acum ești sigur. Unde te duci? Nicăieri. Am închis ușa, vrei să audă și fetița? În orice caz, eu sunt sigur că tu nu-ți dai seama ce faci. Și că dacă află lumea că m-ai văzut astăzi și te-ai făcut că nu mă cunoști, asta zice-și de. Omie, ea nici nu-mi pasă. Ție, fiindcă-ți pasă.
De unde știi tu că îmi pasă de ce zice lumea? Îți pasă, până acum așa a fost. Ei, uite că ce o să zică lumea, fiindcă m-am făcut că nu te văd printre bicicletele alea pe care le-ai luat foarte mândru în primire, nu-mi pasă și nici nu o să-mi pese. E bine, o să stau acolo și o să vedem ce o să faci, ha? Ce o să faci? Dacă de atâția ani de când trăim împreună nu ți-ai dat seama ce urmăresc eu și că o să-mi ating scopul, oricare ar fi. Ha, mă faci să râd. Acolo îmi convine mie cel mai mult, dacă vrei să știi. Și n-ai decât să te faci că nu mă vezi când eu stric și ridic mâna. Nu o să mai stric și nu o să mai ridic mâna. Dacă nu o să mai stric și nu o să mai ridici mâna, ei și acasă o să vii? O să fac în așa fel încât să vin pe acasă la o oră când tu o să dormi și să mă scol la una la care tu o să pleci. Foarte bine. Cât despre rest, eu m-am căsătorit să-ți arăt drumul în viață. Când din această viață n-ai înțeles niciodată nimic. O să te las să te zbați, fără mira. O să te las să mă ocup de chestia asta cu atâta grijă încât niciodată să nu știi bine la ce mă gândesc și ce vreau să fac. Îți porți singură crucea. Și dacă vrei să o azvâli, n-ai decât să te opintești singură. O să te salut din mers, cu cea mai mare nonșalanță. Și o să mă duc în seara respectivă să mă îmbăt. De bucurie am să mă îmbăt. Știu eu unde te gândești. Da. Dar uite că trebuia să se întâmple și asta. N-ai auzit că a apărut un decret care interzice de aici înainte studenți bătrâni? Degeaba înveți, dragul meu. Când o să-ți iei examenul de maturitate, o să fii respins la facultate. Ai depășit limita de vârstă. Ai citit tu decretul? Știi bine că dacă spun eu, e adevărat. Credeai că toate o să-ți stea pe masă, să te apuci tu să-i salvezi pe alții și toate celelalte o să te aștepte. Și chiar așa de-ar fi. Obțin eu scutirea de vârstă și tot mă scriu. Auzi, o să obțin. Mă cunoști doar. Dacă eu vreau și mă lupt... Trebuie, o să obțin. Așa cum ai obținut și trimiterea la Viena. Da, am să mă lupt și cu Dumnezeu și o să obțin. Nimeni nu o să stea în cale. Și la Viena o să plec, așa să știi. O să mă ajute țara asta. Și eu muncesc pentru ea. Tu care pretinzi că arăți altora drumul, de ce nu ți l-ai arătat ție? Vrei să mi-l arăt? Să mi-l arăt mie? Atunci află că chiar în clipa asta o termin cu tine, așa să știi. Ai vrut drumul meu pe care să mi-l arăt singur? Apoi ăsta e drumul meu. Dacă asta ai vrut, asta ai. Drumul meu e fără tine. Nimic n-ai înțeles, nici din mine, nici din efortul meu. Dar eu ăsta sunt și o termin cu tine chiar în clipa asta. Ei, Călin Suropaceanu, abia acum am înțeles de ce te-ai întors la București și ai ajuns la mine. Totul s-a sfârșit acolo. Le era frică să nu cazi de pe stâlpii de înaltă tensiune. Da. Maria nu te înțelegea. Cauți un alt drum. Doamnă Sorana, bine ar fi fost dacă ar fi fost așa. Despărțirea n-a fost deloc ușoară. Iar dacă totuși am venit, am venit pentru că nu se putea altfel. Dacă oamenii ar începe să trăiască marile adevăruri ale vieților, a căror revelații au la un moment dat, pur și simplu să întindă chiar din clipa aceea pasul și să înceapă să meargă pe noul drum, suferința care ar urma nu i-ar degrada niciodată. Și-ar putea încă păstra în inima lor zilele luminoase pe care le-au trăit până atunci. Nu, tocmai lucrul ăsta nu l-a înțeles Maria. Știți ce-mi zicea? N-ai știu decât să râzi, să-i sictirești pe alții. Parcă Valerica uite acum editai director. Ce-a fost dacă nu tot ca tine? A știut să tacă la timp. O ascultam de mut de uimire. Mă simțeam în stare să-i răspund decât în gând. Vorbea Maria, soția mea, care mă așteptase 3 ani să-mi termin armata și răbdase atâta vreme până să încep să o iubesc. Părea glasul unei străine. Dacă erai maestru, la ora asta nu conta că nu te simți în stare să lucrezi direct și n-ai fi ajuns să păzești bicicletele ălora ca un nenorocit. Asta înțelesese. Maestru nu ajunsesem din pricina uneltirilor. Baza bicicletelor era o nedreptate, o îngrozitoare nedreptate. Salvasem un om și mă desfigurase explozia. Asta era tot. Aveam vină? Tot
ce aveam rovină? Când ai venit acasă și am văzut cum te-ai vindecat, mi-am zis, ăsta nu mai e om, mi s-a făcut rău, nu mă puteam uita la tine. În schimb, eu mă uitam la ea. Încercam să o recunosc. Încercam să o recunosc pe cea salvată de mine cu ani în urmă, din sclavia în care o trăsea Ambrozie Cazaciuc. Femeia care cunoscuse prin mine șantierul și pe inginerul Dan. Merita gândul acesta, măcar un zâmbet. Rânjești, încetul cu încetul nimeni nu o să se mai uite la tine, fiindcă nimeni nu se mai uite la cineva care a căzut jos decât unul care e și mai jos decât el. Și cine e mai jos decât tine, Căline? Cine? Până și Cazaciuc tot e paznic plin. Acolo, la cooperativa kilometru 14, nu ajutor de paznic ca tine. Bine că ți-e dor de Cazaciuc. Nici nu știe Ambrozie la ora de față ce e în inima ta. Care a reușit să scape de mine, nu? Tu ai vrut să scapi de mine și n-ai avut curaj să te desparți și ai vrut să mori. Ce crezi, că nu m-am gândit? Nu. Numai cine are chef să moară face ce ai făcut tu. Nu e adevărat, Maria. Asta e o invenție care se tot spune în oraș. Știu eu cine o spune și de ce o spune. Nu e adevărat. Țineam la tine mai mult ca la orice pe lumea asta. Și dacă nu m-am gândit chiar în clipa aceea cum pretinzie, pentru că nu m-am gândit nici la mine. Puteai să nu te gândești la tine, dar dacă aș fi fost în inima ta... Ce-ar fi trebuit să fac? Să-l las pe ăla să moară, nu? Mi-a spus mie... Cine mi-a spus că la cisterna de alături lucra un altul cu masca pe față și dacă l-ați fi rugat pe el să-l salveze... Ți-a spus doamna Polichroniade, nu? Da, ia, și ce? Mai întâi nu lucra alături nimeni. Și omul nu conta masca. Explozia a fost din cauza lanternei. Asta n-are legătură cu masca. Apoi totul e o uneltire. Înțelegi? O uneltire pe care o face cu bună știință această doamnă, tărându-te sub influența ei. Cu mine ești maritată, auzi? Și nu cu doamna Polichroniade. Vino face! Uite ce, o singură dată am intrat la ea în casă și mi-a fost de ajuns să văd cum se căznește să facă farmece oamenilor de bază. Ai combinatul lui, soțul ei să-i facă farmece. Și tu ai devenit jucăria acestor indivizi hămesiți numai de interesul lor, mărirea lor, avantajele lor. Ce te fac să lovești în mine mai rău decât cel mai mare dușman? Maria, eu știu că tu, în realitate, n-ai vrut și că ai să vii iar acum în brațele mele. Că totdeauna, fiindcă... Ai, lasă-mă! Ce știi? Ce știi? Cum nici, nici asta nu mai primești. Nici asta. Ce știi, Căline? Care e realitatea? Chiar nu-ți dai seama? Ba da. Îmi dădeam seama. Târziu, dar limpede. Nu mă mai iubea. Înțelesesem deodată, dintr-o privire, dintr-un gest. Viața noastră împreună își pierduse înțelesul. Aveam în fața mea ireparabilul. Dar încă mă uitam la el ca și când ar fi fost reparabil. Am ieșit afară. Vreau să mă învăț imediat cu singurătatea. Dar cum să părăsesc această femeie în plină înflorire, mai frumoasă decât oricând? Maria era viața mea și nimeni nu mă putea sili să nu mai iubesc. Omul nu e laș, dar pare să fie din pricina încăpățânării lui de a rezista în speranță.
că totuși vorbele ei n-au fost decât strigătele unei femei care nu mai știe ce spune. Poate nu credea că aș fi putut să nu fac ce-am făcut. Și atunci nu e adevărat că nu mai aveam încredere în soarta mea și că nu mai sunt un om, cum spune că gândise când m-a văzut. După... Nu era adevărat că gândise așa ceva. Trebuia să aflu clar, să revin la ea și să aflu. Trebuia să intru calm, așa ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Calm. Seara. Te-ai întors? Nu încă? Ba da. Pun masa imediat. Fetița a mâncat? Da, s-a și culcat. Nu, nu mai avem roșii? Nu mai avem. Nu... Nu te culci? Nu, nu mi-e somn. Ah, nici mie nu-mi sunt. Tu fumezi? Mhm. Uneori. Atâtea, nu știam. Fumează, fumează, fumează. Tu n-ai știut niciodată când mă iubești și când nu. Cel mai tare m-ai iubit când ai venit după mine în curtea lui Cazaciuc și m-ai luat cu tine. Dar ani de zile vedeam din scrisorile tale că nu-ți dai seama. Și cel mai puțin m-ai iubit când ai intrat în cisterna aia. Maria. De-aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Maria, ți-am mai spus atunci, n-a fost. Lasă, dragul meu. Oricum nu mai are importanță. Spune-mi, tu când te muți? Poftim? Am întrebat când te muți. Dacă n-ai decis încă, nu-i nimic. Mai aștept, nu-i grav. Dar știi, la spațiu merge încet. Trebuie să te ocupi din vreme, să-ți ceri o cameră, nu? Pentru asta trebuie întâi să divorțăm, nu? Da, da, tocmai. N-ai vrea tu să fii drăguț să te ocupi și de asta? Ești bărbat, e mai ușor. Da. Da, tu nu o să vrei pensie alimentară pentru fetiță? Dacă vrei tu să-mi dai. Bine, atunci... O să trebuiască să divorțezi tu ca să câștigi contra mea, ca să dai tu, divorț. Cum să câștigi, Căline, dacă tu nu părăsești căminul conjugal? Ce motive am? Să umblu cu martor fals care să declare că mă znopești în bătăi, ești bețiv, mă înșel, nu aduci bani în casă, n-ai grijă de familie, altele de genul ăsta. Da. Îți convine? Mie nu-mi convine. Și așa se spun destule despre noi în oraș. Ai dreptate, ai dreptate. Tu ai foarte mare dreptate. Și că întotdeauna ai fost tu un om foarte înțelept, așa. Ha? Unde te duci? Păi, să trecem la fapte, să fim operativi. Dar te-am spus, dragul meu, nu-i nicio grabă. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Bate fierul cât e cald și mai știu eu câteva... Patru halbe, lasă halbele, cărbinișene. Vin! Ospătar, adu 4 tone de vin. Cât să fie? Adu, domnule, în lege, că făcurăm un pariu. Cum că... Adică asta, ce nevoie să știi dumneata de ce? Sau te pămânești că știi? Că în orașul ăsta vorbele zboară ca... Băi, Valerică, lasă-l, Valerică, băi, ce... Căline, da. Să nu-mi zici mie, Valerică, de nu vă împăcați. Ar trebui să vreau și eu. Ce, bă, bărbatul e mamaligă, bă, frate. Eu, mamaligă? Da. Eu? Bă, ai cărpinișe. Uite cum o să fie. Ea, Maria, n-a crezut că tu o să o iei în serios și o să baci acțiune la avocat. Doamne. Când o să vadă că e groasă, întoarce calibera. 100%. Poate. Și tu, cărpinișene, crezi tu asta? Da, mă. Poftim vinul. Da, hai, tăfă. Așa, deși. Auzi, vreau să spun drept... Mă gândesc că... Hai, domne, umple mai iute, că avem secrete. Hai, ești gata? Hai, la revedere, hai.
Hai, noroc. Hai să vrei. Sănătate. Maria asta e o femeie care poate să știe ce inimă e. Nu, așa că eu n-aș paria. Crezi tu asta, crezi tu asta. Mă rog, zic și eu, dar... Și ce, ce te-ai pus omorâta? Ce tot visezi, ce tot visezi acolo. Bă, Valerică, mă, umple-mă dacă tot l-ai gonit pe la urmă. Tu, pune-te acolo. Ți-am urat la nuntă casă de piatră că nu. Vrei că ții minte? Da, ții minte, sigur. Așa. O, păi, Valerică, e mare specialistă. De că m-a ales o nevastă în masca. Stai, mă, că nu e același lucru, mă. Maria ta e cu minte și tu nu te-ai lăsat amețit când ai luat. Aici o mare diferență. Ba, nu e nicio diferență, bă, frate. O apă și un pământ. Mare amor. Mă rog, e bine. Da, și când se schimbă roata, podă. Ei, vezi? Și aici e o altă socotară. Foarte altă. Mă, voi nu știți ce s-a discutat la ședință. Zice, de ce să stea acolo la poartă și nu-i trimis la meseria lui, nu? Nu poate să-i facă față un electrician cu 7 ani de experiență? Păi de ce nu-i trimis la școala de maestri? Că maestru vorba aia nu face efort fizic. Așa a spus. Ia mai toarnă, bă, Valerica. Eu nu pot să-ți dau nume, știți? Dar ăsta... Inginerul Stanciu. Bă, tare bine la mai frecam, așa. Și dacă te duce tu acum la el, zău... 4 tone beau astă seară, v-am spus. Era exact știrea care îmi trebuia. Chiar dacă avea să se dovedească fără folos pentru mine, n-avea importanță. N-aveam decât să trăiesc pe urmă rău cu Maria, dar puteam totuși să fiu cu ea. Cu ea. Cu ea. Scoală că trebuie să spun ceva important, foarte important. Nu stau de vorbă cu un om beat. Două cafele mari am băut ca să mă limpezesc. Și m-am plimbat și la aer, ca să știi. Bine, dacă tu crezi că sunt beat, nu-ți mai spun nimic astăzi. De fapt, nici n-ar trebui să spun, fiindcă, uite că nu vrei, tu nu vrei să auzi. Ci să trec la practică. Am să trec la practică, așa o să și fac. Ce e, Căline? Vorbește, dragul meu. Iartă-mă că mă port așa cu tine, dar știi că nu pot să sufăr oamenii beți. Eu sunt beat. Ai băut totuși, nu? Nu-i nimic. Ce... Hai, spune ce e. Ascultă, Maria, m-am gândit bine la tot ce s-a întâmplat între noi. Am să spun ce am hotărât. Întâi... Ce credeam? Eu credeam că e la mijloc altcinea. Un fel de nouă ambrozie. Sigur că mai civilizat, cu haine, cu o cravată, peste corpul lui plin de păr. Atunci, sigur că m-aș fi opus. A, și făcut chiar urât? Aveam dreptul, nu? Chiar inginer să fi fost sau dracu știe ce? Fiindcă eu te-am scos din ghearele lor. Da, știu asta, altceva. Dar nu era. Cercetările mele... Mă rog, ce mai înseamnă că nu există niciun motiv serios. Eu mă opun. N-am nevastă de lăsat. Și nu voi părăsi căminul conjugal orice s-ar întâmpla. E? Ce s-ar putea întâmpla? Nu vrei, nu-i nimic. Am spus eu vreodată că dacă te opui, o să mă ridic împotriva ta. E, dacă e așa, atunci să-ți iasă din cap ideea asta pentru totdeauna. Hei, tu auzi ce spun eu? Prevedeam eu că o să ajungi aici. Ia uite, te prevedeai, da, multe mai prevezi tu. Fiindcă te cunosc. Și asta ai prevăzut-o? Lovește, n-ai decât. Te omor, să știi. Îți dau una și te achit. Tu cu mine trăiești, nu cu doamna Policroniade. Auzi tu? Îți interzic să-i mai calci pragul. Te muți la oricare alt laborator. Și poți să o anunț pe chestia asta că de mâine lucrez iar în meseria mea. Credeau leprele astea că o să mă distrugă pe mine, a? Dacă nu o să-l urmăresc pe ăla care nu mai e secretar, ca să o știi, până în pânzele albe și nu mă las până nu-l distrug acum eu pe el. Auzi? Iar tu să scoți din cap gărgăunii. Am cunoscut și pumnul lui Ambrozie. Cum mă cumpăr și cu... Cu ăla mă cumpăr acum, tocmai pe mine, care... Asta e tot ce-i înțeles.
din viață cu mine. Tu m-ai făcut să înțeleg. Este pentru prima oară că dau în tine, dar și ultima oară. Ca să-ți aduci aminte altă dată că alături de mine cât mai stai, să vii cu inima deschisă și să nu crezi că le știi pe toate. S-ar putea să nu mai trăim împreună, dar s-ar putea să mai trăim. Și să nu vii tu dinainte să-mi spui că știi. Noapte bună. Venise gândul să dorm noaptea în pădure și să nu mai văd deloc câteva săptămâni. Nici nu mă mai interesa ideea. Începusem să mă obișnuiesc cu pădurea, ca gazdă, cu noaptea, care în ea era mai neagră, cu fiecare copac lângă care treceam. Îmi aveam acum locul meu, culcușul meu, îl împărțeam cu câine. Tu pare un fel de cățel, nu știu. Să mă păzești, auzi? Dacă vine lupul, mă scoală și îl aranjă. Așa ai ajuns, Călin Surupăcean. Așa. Și ce-i cu asta? Ce-i cu asta? Nu eu mi-am făcut-o cu mâna și cu capul meu? Și ce nădejde ne puneam în tine, omul care face și drege? Eu am ținut întotdeauna la dumneavoastră, dar nu admit să râdeți de mine, doamnă. Nu râd, te compătimesc. Asta cu atât mai mult. Să știți că acum sunt un om întreg. Am fost și la Viena, sunt vindecat. Sunt apt să iau viața de la capăt. Tot acolo? În orașul acela fără istorie? În orașul acela am făcut tot ce am putut. Am fost printre cei din tâi. Dacă nu chiar primul venit de la oraș acolo. Și Maria? I-am interzis să mai trimită fetița la părinții ei. S-o ține la oraș, la ea. Așa am hotărât. E ca o condiție. Eram convinsă, și eu și Dan, că viața ta e croită pe creație, nu pe distrugere. Am forțele proaspete, doamnă sărană. Să mai fac și alte uzine și alte orașe în țara asta. Nu se poate fără mine. De asta am și venit la dumneavoastră. Tu cauți unde să mergi? Sau pe inginerul Dan? Nu e tot una? Să știi că el, după ce a avut niște necazuri, necazuri mari, a luat totul de la capăt. Și? Undeva pe Argeș, dacă te interesează. Sigur că mă interesează. Unde e clocotul vieții, acolo sunt și eu. Tu să știi că eu te ascult de câteva ceasuri și mă bucur că ai rămas, în ciuda celor întâmplate, același copil care cânta cu 10 ani în urmă, acolo sus, cocoțat pe acoperiș. Parcă n-ar fi trecut atâta timp, parcă nici n-ar fi existat orașul care să mă expulzeze ca pe un intrus. Și totuși, cu o durere pe care nu o pot uita, gândul mi se întoarce înapoi la Maria, aia de acolo, cu ea în cap. Țin prizonier 10 ani din viața mea. Dragul meu, un singur lucru nu mi-ai spus în toată povestea asta. Acum spune-mi așa, te rog, fără ocoliș, pe Viorica, ai iubit-o? E mult de atunci, doamna Sorana. Nu vă pot răspunde la întrebare. Poate că dumneavoastră aveți treabă și eu am... Am cam stat. Mă-i duce și nu, eu. Nu, ai răbdare. Doamna Sorana, vă rog mama să-i dați o carte să citească. Da, dragul meu, dar n-ai adus-o pe alalt. Ei, nu-i nimica, stai acolo jos. Uite, stai, așa, stai pe taburet și așteaptă-mă. Să știi că nu prea mai am. Le-a citit cam pe toate. E timp cu băiatele să ai și tu o bibliotecă personală. Uite, ia-o pe asta, o să-i plac. Să rămână. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Ciudat băiat, parcă era adormit. E copilul lui și se pare doar ciudat. Cum? Seamănă cu el ca două picături de apă și el zice parcă i-a dormit. În loc să-și dea seama că a dormit el, nu copilul. Copilul meu? Eu pe Dan ăsta nu-l înțeleg.
Nu le înțeleg. Îl rugasem doar să-ți spună, indiferent de ce ai fi hotărât dumneata. Viorica e... e măritată? Nu. Închipuiește-ți, te-a așteptat. Credea că știi de copil. Așa cum știa tot ce ți s-a întâmplat. Știe? Știe și că acum ești aici. La doi pași de ea. Eu i-am cerut să-l trimită pe băiat să-l vezi, că poate o să-l recunoști. Nu mai ții minte, deci, dacă ai iubit-o? Dar măcar care e ușa ei, ții minte? Da, doamnă. Eu nu insist. Te las să-ți răspund singur. Înțeleg că asta te angajează. Și că tu acum nu ești destul de puternic ca să iei o hotărâre și nici destul de slab ca să te supui pornirii firești la care te-ar îndemna inima. Pot să te asigur însă că ea e așa cum o știi și că te iubește mai departe. Ei, Călin Surpăceanu! Ați avut dreptate. Viorica mi-a deschis exact ca prima oară. Și am văzut frumoși ei ochi, crinurii, cum s-au lărgit de bucurie și în același timp de spaimă. Ea știa cum arăt eu, dar de văzut nu mă văzuse și fără să vrea. Și-a dus mâna la obraz când s-a holbat la mine. Degeaba s-a prefăcut ea apoi în clipa următoare că nu-i pasă. Se vedea că-i pasă. Spaima ei însă era dublă. Se temea ca nu cumva să mă ridic, să plec în dărât și să nu mă mai întorc. Nu te întreb ce ai decis. Bănuiesc. Drumul meu este spre acel loc în care se află un om pe care îl cunosc și mă cunoaște. Și cu care viața mea este foarte legată, ca sub stăpânirea aceleiași gând. Am fost la Onești, mă duc și pe Argeș. Acolo unde este nevoie de mine. Am să mă duc în alt loc unde nu există nici bătrâni, nici amintiri. Nu, vor fi și bătrâni și amintiri, pentru că viața mea va curge mai departe, nu? La fel cu a tuturor din mulțimea aceasta care căutăm spre mâine. Și e sigur că acolo unde mă așez de la capăt la muncă, nu voi mai fi ca un intrus.